găsit, dragii mei, sunt Ana Maxim. Toți încercăm la sfârșit de an să ne găsim un echilibru și să recâștigăm acea normalitate într-un anormal care ne copleșește și pe care trebuie să-l asimilăm încet, încet. Ar trebui să încercăm să nu ne simțim ca într-o cușcă din care vrem să ne eliberăm, ci să ne obișnuim cu acest spațiu și să căutăm, de ce nu, noi modalități de a interacționa cu cei din jur atunci când simțim că socializarea e frântă. Din păcate, unii dintre noi trec prin stări contradictorii, anxioase, au frici care pot duce până la depresii extreme. Discutăm despre cum putem gestiona toate aceste stări cu psihoterapeutul Constantin Cornea. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule Cornea, până unde este normală frica și unde începe patologia? Știți, noi vorbim în psihoterapie despre mecanisme de apărare, care pot fi adaptative sau dezadaptative. Frica, ca mecanism adaptativ, te ferește de o seamă întreagă de pericole. Dacă mi-e frică de câini, mă feresc de ei și în felul acesta nu am parte de o interacțiune negativă care ar putea să-mi dăuneze sănătății și integrității fizice. Și atunci este un mecanism adaptativ. Dacă mi-e teamă, la modul general vorbind, despre niște lucruri sau în legătură cu anumite lucruri pe care eu nu le pot controla, atunci frica devine dezadaptativă. Și ar trebui să mă gândesc de ce mi se întâmplă lucrul ăsta. Adică, practic, e o metodă de supraviețuire. Fără frică, ne-am putea expune mai mult, mă gândesc. Corect. Frica, și acum spuneam, are și calități adaptative. Poate să-mi fie teamă de anumite medii, poate să-mi fie teamă de anumite situații și în felul acesta eu mă pot prezerva neexpunându-mă unor stimuli pe care nu-i pot controla. Din nefericire, pandemia ne-a învățat cu o frică, așa vorbind utopic și vorbind spre poli, spunem că pandemia este ca Moș Crăciun. Ambele există, dar lipsesc cumva cu desăvârșire, pentru că ele sunt doar o noțiune de proiecție personală. Kant spunea că omul, pentru a deveni om, are nevoie de educație. O persoană educată se va gândi un pic ce înseamnă această pandemie, ce au pățit celelalte societăți de dinaintea mea, dacă am comparat cu anii 20, dacă am comparat cu anii 40, cu războiul, cu cele două războaie mondiale, ne-am dat seama că noi totuși, de fapt, nu trecem prin niște momente atât de îngrozitoare pe cât tindem să credem în momentul acesta. Și atunci ar trebui să ne reabilităm un pic. Pentru că de cele mai multe ori de frică pot scăpa prin comparație. Prin comparația cu lucrurile care într-adevăr ar putea produce teamă. Dar cum apare această frică? Nu știu, care este factorul declanșator? Ne încearcă întâi o îngrijorare, o anxietate și apoi explodează? Depinde în spaime, în atacuri de panică putem ajunge, nu-i așa? Depinde de la persoană la persoană. Din nou, Spinoza spunea că omul este suma interacțiunilor lui. În funcție de suma interacțiunilor mele, pot fi o persoană mai temătoare sau mai puțin temătoare. În momentul în care mă descoper a fi o persoană temătoare, este foarte important să-mi fac singur o evaluare la 360 de grade. Să mă gândesc în primul și în primul rând la cele două ecuații din psihoterapie, relația eu-eu și relația eu-restul. Dacă eu sunt o persoană temătoare pentru că am un istoric care m-a făcut, care m-a transformat într-o persoană temătoare, sau dacă nu, cumva interacțiunile cu ceilalți, sau de ce nu canalele media, sau de ce nu mass media la modul general, mă fac să-mi fie teamă în condițiile în care eu nu sunt o persoană temătoare de la... nu sunt născut o persoană temătoare sau nu sunt cultivat ca și persoană temătoare. Și în felul acesta voi descoperi care sunt factorii ce mă fac să mă simt temător. Din nou spun, sunt persoane care reacționează la acești stimuli într-un mod adaptativ, dar mi-e teamă, înțeleg, este o boală, trebuie să mă prezerv cumva, trebuie să am grijă să nu mă expun în mod exagerat. Și sunt persoane care se duc la polul celălalt, dau într-o ipohondrie gravă, gândindu-se că acest virus sau această pandemie îl pândește la orice colț, chiar din casă, chiar din minte. Și atunci are nevoie de o ușoară detoxifiere mentală, pentru a scăpa de aceste frici. Într-adevăr, putem ajunge la anxietate, putem ajunge la anxietate generalizată, putem face depresie, putem avea atacuri de panică, putem dezvolta tulburări de personalitate sau de comportament și toate lucrurile astea se pot întâmpla, repet, în funcție de individ, în funcție de stimulii la care individul este supus. Dar cât este de greu să te desprinzi de temerile pe care le ai și să te privești din afară, ca un simplu spectator? Ar fi asta una dintre soluții? Avem toți această capacitate de a ne privi
Din afară? Dacă vorbim de nativitate, cu siguranță nu avem toți, pentru că suntem diferiți prin naștere și prin creștere. Dar cu siguranță poate fi o abilitate învățată. Haideți să dăm un exemplu. Nu toți înotăm de la natură. Unii învață să înoate la câteva luni, alții învață să înoate la 50 de ani. Este un element pe care îl pot învăța. La fel este și a mă învăța cu mine și cu fricile mele. Fricile mele, la modul general, sunt ca frica de apă. Pot apela la un profesionist care mă poate face să învăț să înot respectând niște proceduri, respectându-mă pe mine și înțelegându-mi fricile și mai devreme sau mai târziu pot ajunge un înotător formidabil. Noi trebuie doar să ne gândim dacă considerăm că avem această capacitate, iar dacă nu, să apelăm la un specialist pur și simplu pentru a ne depăși aceste temeri. Da, această anxietate pe care o simțim deseori în situații de criză este doar o reacție emoțională sau ea antrenează tot organismul? Pentru că simțim fior reci, nu-i așa? Simțim palpitații. Vorbiți despre accentuarea anxietății. Anxietatea este doar o teamă. O teamă pe care mi-o recunosc sau nu, care poate ajunge să fie somatizată în cele mai curente moduri posibile. Poți ajunge la mai mult decât atac de panică. Poți avea stări de vomă, poți avea stări de leșin, poți avea stări de dublare, poți avea... Cum o poți opri? Pur și simplu gândindu-te că ai o problemă și din punctul meu de vedere, așa cum scriu în toate articolele pe care le-am scris până acum, să apelez la un specialist în funcție de cât de gravă este problema. Una este să am o teamă anume, da, medie, care nu-mi influențează foarte tare viața, și alta este să, evaluându-mă singur, autoevaluându-mă, să descoper că teama mea trece totuși dincolo de limita rezonabilului. În acel moment ar trebui totuși să apelăm la un specialist. Totuși, până la specialist, ai o situație concretă, critică. Ești în fața unui interviu și începi să simți somatic, cum spuneați dumneavoastră, toate aceste stări. Cum faci să le temperezi sau măcar să fii stăpânul lor? Este destul de dificil dacă ești o persoană temătoare chiar în acel moment, neantrenat fiind. Ține de structura ta sufletească? Cu siguranță, da. Sunt persoane care nu simt aceste emoții la interviuri și sunt persoane emotive de la natură. Persoanele emotive ar trebui să se antreneze a priori. Nu pot spune sunt o persoană neantrenată, sunt o persoană temătoare. Vin la dumneavoastră la un interviu și mă trezesc în plin interviu cu aceste idei. Doamne, cum aș putea face în momentul ăsta să mă simt altfel, pentru că simt așa o senzație de dedublare, nu mă simt în elementul meu. Ar trebui să conștientizez acest factor, pentru că interviul nu apare de undeva din neant. Nu te ia cineva pur și simplu și te pune într-o situație. Trebuie să gândesc situația respectivă a priori. Trebuie să mă gândesc un pic înainte de interviu ce fel de tipologie sunt și care ar putea fi tehnicile, pentru că tehnicile de obicei sunt destul de simple. Este de ajuns să pot controla sămi, pot controla respirația, de exemplu, în timp ce vorbesc, tocmai pentru a avea canalele auditive foarte destinse pentru a înțelege ceea ce îmi spuneți și pentru a avea timp, trebuie să-mi ofer din nou un pic de timp să pot oferi răspunsurile. Dar ce tip de afecțiuni pot fi afectate de distanțarea fizică, de pildă, și de tot ce ne arată în fiecare zi această pandemie care nu se mai sfârșește? Ce ați observat la pacienții dumneavoastră? De la persoană la persoană diferă, dar pot spune că putem întâlni absolut orice afecțiune pe care o cunoaștem noi în DSM, pe care o putem descrie ca și psihoterapeut. Așa cum spuneam mai devreme, putem dezvolta anxietate, putem dezvolta anxietate generalizată, putem dezvolta atacuri de panică, depresie, de ce nu tulburare bipolară sau ciclotimie, putem avea o tulburare distimică, o depresie întinsă pe o perioadă mai lungă de timp, putem dezvolta tulburări de personalitate, putem dezvolta tulburări alimentare, tulburări ale somnului, tulburări ale vieții sexuale și așa mai departe. Deci putem fi afectați din orice perspectivă posibil cunoscută din perspectivă psihologică. Aș vrea să ne adresăm puțin și tinerilor care poate nu cunosc încă această stare de anxietate, care aveau preocupări sociale care îi țineau departe de toate aceste stări angoasante. Dar acum, iată, se confruntă cu ele. Cum amânăm această panică, dacă nu putem să o anihilăm? Ar trebui să ne împrietenim cu ea? Ar trebui, bineînțeles, să ne împrietenim cu ea, gândindu-ne care sunt argumentele pentru care am putea face lucrul acesta. Așa cum spuneam, dacă am face o diferență între o persoană care s-a născut înainte de Primul Război Mondial, a trecut prin Primul Război Mondial și eventual a participat și la cel de-al doilea, noi suntem niște este persoane deja fericite. Călită.
noi suntem niște persoane fericite. Mai mult decât atâta, s-a dezvoltat tehnologia atât de mult încât e utopic să spunem că suntem singuri. Internetul ne poate face să accesăm absolut orice ce ne dorim noi. De la o carte, un film, la discuții cu prietenii noștri. Deci avem o grămadă de alternative la care putem apela. Nu suntem chiar așa închiși într-o cușcă, lipsiți de perspective. Gândind aceste perspective, pur și simplu scăpăm de anxietate. Da, totuși, din cauza ei ne pierdem automat concentrarea, cred că asta este o reacție imediată, apoi putem lua decizii greșite, ne dăm demisia de la serviciu și apoi după ce starea trece ne dăm seama că am rămas bulversați, fără repere. Cum reușim să depășim aceste decizii greșite și cu ce fel de astfel de decizii v-ați confruntat în consilierile pe care le-ați făcut? Păi, în ultima perioadă, cel puțin un plus datorat acestei pandemii a dus la, cum se spune, a accentuat cumva nevoia oamenilor de a-și da demisia, a accentuat problemele din cuplu pentru că oamenii adică au fost... reacționăm impulsiv? Reacționăm mai impulsiv decât înainte, pentru că, vedeți, interacțiunea socială ne ajută să ne reglementăm. Omul este o ființă socială. Dacă nu are o tulburare schizoidă, o tulburare schizotipală sau dacă nu suferă de alte probleme mai grave, cum ar fi o psihopatie, restul persoanelor au nevoie de interacțiune socială. În lipsa interacțiunii sociale tindem să devenim un circuit închis. Tindem să ne întoarcem prea mult înăuntru nostru, să ne descoperim frici despre care nu știam că există acolo. Și atunci putem deveni mai impulsivi, putem să credem că ceea ce ni se întâmplă nouă este totalmente incorrect și ni se întâmplă dincolo de limita a ceea ce putem suporta. Și remarcăm asta în relația cu jobul sau în relațiile de cuplu. De exemplu, rata divorțurilor în această perioadă sau rata cuplurilor care au ajuns la disoluție a crescut enorm de mult. Oamenii au interacționat mult prea mult doar unul cu celălalt, fără să mai aibă alte repere sociale, cele obișnuite, nu mai au acele ritualuri de dimineață, mă aranjez să mă duc la serviciu, îmi beau cafeaua dimineața înainte de a-mi începe programul de lucru, interacționez cu colegii, chiar dacă nu neapărat pozitiv, dar suma acestor interacțiuni mă ajută cumva să-mi consum o anumită doză de energie, ajungând acasă cu mai puțină energie, ceea ce uneori poate fi un factor bun în relația de cuplu. Am citit un studiu recent realizat de UNICEF care spunea că teama de a nu avea boala COVID, noi și apropiații noștri, ne-a făcut să transformăm, practic, orice acțiune simplă în ceva foarte complicat, cu foarte multe ieșiri pe care nu mai reușim, ca într-un labirint, să le detectăm. Unii luptă cu frica, alții abandonează, se spune în raport, și se lasă pradă unor stări care îi poate duce la depresii extreme. Ei bine, care este punctul din care ne putem întoarce să revenim la viața normală, să nu picăm pe acea pantă descendentă? Păi depinde când ne trezim în acest proces. Sunt persoane care se trezesc în primă instanță atunci când descoperă micile temeri pe care i le-a declanșat pandemia și sunt persoane care ajung să fie internate sau sub medicație pentru că nu au fost în stare să-și evalueze tot acest tranzit. Da, au ajuns în preajma unui specialist sau au ajuns să apeleze la un specialist când deja era foarte târziu. Dar ce ne facem cu cei care nu recunosc că au o problemă? Probabil acolo e lupta cea mare. Pe lângă faptul că au o problemă, faptul că nu recunosc că au o problemă, nu îi ajută absolut deloc. Ascunde o problemă de tine însuți, nu te ajută absolut deloc. Ba din contră, de cele mai multe ori, așa cum spuneam mai devreme, poate atrage după sine și alte afecțiuni în plus. Poate atrage stări somatice, așa cum spuneam din nou mai devreme, poți ajunge să te plângi de anumite dureri care pur și simplu nu există, în condițiile în care principala durerea ta este faptul că te doare sufletul, de fapt. Da. Putem controla mintea în așa fel încât să reușim să salvăm stările critice? Cu siguranță, suntem da. Capabili singuri, fără o consiliere de specialitate? Încă nu toți ajung la consiliere.
din nefericire, nativitatea aceasta este destul de rar întâlnită în societate. Sunt destul de puține persoane care pot face pentru sine lucrul acesta, să-și controleze mintea pur și simplu pentru că așa sunt născute sau așa s-au format în copilărie sau în preadolescență. Marea majoritate a persoanelor, din nefericire, nu își pot controla de unii singuri aceste stări și tocmai din acest motiv au nevoie cumva de un specialist sau, dacă nu, măcar de un prieten în raport cu care să reușească cumva să-și controleze mai bine stările, mai bine emoțiile. Cu cine ar trebui să intrăm în contact? E cumva retorică întrebarea. E foarte clar că atunci când ți-e rău, nu te confesezi unui pesimist, nu? Sau unui fatalist. Cauți întotdeauna oameni care să-ți aducă un plus, care să te facă să vezi și altceva, să aibă o altă viziune decât a ta, pozitivă firește. Optimiștii sunt soluția în situațiile în care simțim că suntem prăbușiți și că nu mai avem repere? În general, da. În general, ar trebui, pe lângă specialist, oricare ar fi acela, și de nume specialist, de la medicul de familie, psihoterapeut, un psiholog, un psihiatru, de ce nu, sau un preot, putem, dacă nu vrem neapărat să apelăm la un specialist, am putea să ne uităm de jur împrejurul nostru și să căutăm acele persoane tonice, acele persoane care văd într-o problemă cum pot găsi o soluție, îndauna celorlalți care văd în orice soluție o problemă de fapt. Și în felul acesta ne putem antrena, calibrându-ne în raport cu aceste persoane tonice care ne pot ajuta să devenim la rândul nostru tonice. Ați întâlnit în cariera dumneavoastră oameni pentru care frica a însemnat principalul potențator care le-a blocat pur și simplu viața? Adică interacțiunea cu ceilalți a dispărut, mecanismul de supraviețuire a fost în aer, oameni care efectiv n-au mai ieșit din case, care au refuzat orice ajutor și care au plecat în altă zonă pentru că n-au mai avut niciun punct de sprijin. Vorbim în această situație de un episod depresiv major și în aceste situații de obicei se recomandă tratamentul psihiatric tocmai prin prisma faptului că acea persoană este atât de mult adâncită în sine încât pur și simplu nu mai poate ieși de una singură. Și din fericire, ca atunci când ne doare stomacul și apelăm la medicamente, tot așa și atunci când, din perspectivă mentală, nu reușim să ne mai regăsim, putem lua anumite pastile care să ne scoată din starea respectivă, cel puțin pentru o anumită perioadă, fără teama de a deveni ulterior dependenți și mai departe. Nu este vorba doar despre o punte pe care medicamentele respective le creează pentru noi, pentru a ieși pur și simplu din acea mocirlă, în care ne simțim ca, într-o groapă cu nisipuri mișcătoare. Oricum m-aș mișca, orice aș face, nu fac decât să mă adâncesc. Deci vorbim de un episod depresiv major atunci când consilierea, psihoterapia nu mai este de ajuns, ci trebuie obligatoriu apelat și la un psihiatru și la o medicație în consecință. Dar ce ne facem atunci când ajungem să funcționăm doar prin frică? Păi atunci nu funcționăm. Suntem, de fapt, disfuncționali. Pentru că, așa cum vă spuneam la început, frica nu mai este nici pe departe un mecanism de apărare, nu mai este nici pe departe o prismă prin care văd lucrurile care ar putea să-mi facă rău, ci frica a devenit o sabie a lui Damocles care mi este tot timpul deasupra capului și mi-a exacerbat toate aceste sentimente de teamă, de panică și așa mai departe. Și atunci, în mod cert, trebuie obligatoriu să apelez la un specialist, pentru că cele mai multe dintre persoane, din nefericire, nu pot ieși de unele singure. Păi chiar asta voiam să vă întreb. Când nu mai ajungi să trăiești în acord cu ceea ce îți dorești, ci ești doar guvernat, dominat de frică, unde ajungi? Din nefericire, folosindu-mă de un umor amar, pot spune că ajungi la spitalizare. Dacă nu faci ceva pentru a ieși din acea stare, așa cum spuneam, sunt foarte multe lucruri pe care omul modern are la dispoziție în ziua de astăzi, la care poate apela și care îl poate scoate din această stare. Să nu uităm totuși că avem posibilitatea de a merge la cumpărături, avem totuși o posibilitate de a ne întâlni cu prietenii. Bine, nu mai putem sta până dimineață, dar putem sta până la o anumită oră, putem merge la un restaurant, putem merge la o cafenea, putem să ne uităm la un film, putem să intrăm pe internet să citim o carte sau putem să ne cumpărăm o carte, să o citim acasă, să vedem un film. Deci avem o grămadă de elemente la care putem apela, ce ne pot demonstra că viața totuși este frumoasă.
Marea majoritate a persoanelor care fac un episod depresiv major din nefericire și a priori acestei pandemii erau predispuși acestui lucru, pentru că în fond și la urma urmei vorbim și de o predispoziție genetică sau de o predispoziție personală spre a face anumite afecțiuni trecute dincolo de limita unui normal, mergând mult în patologie. Aceste persoane oricum aveau această sabie a lui Damocles și nu așteptau decât picătura aceea care să umple paharul, pentru că dacă îi întrebi, le oferi alternativele acestea și le spui cât de frumoasă este viața și cât de mult se bucurau în trecut de aceste lucruri, descoperi că nici în trecut nu se bucurau de mare lucru. Nu așteptau decât acea picătură care să le demonstreze de fapt că viața este îngrozitoare și nu merită trăită. Da, e posibil nici să nu fi trăit niște realități, să fi fost doar niște proiecții ale lor, ale unor stări de fapt, nu? Păi să știți că în general viața este un sofism. Tot ceea ce vedem noi, de fapt, este o proiecție. Cum spunea Platon, noi avem ideea de lucruri, nu avem simțământul lucrului ca atare. Deci, viața însă este un sofism și depinde de propria mea proiecție. Dacă arătăm un creion la 10 persoane, fiecare va spune despre creionul respectiv ceva. Unul va spune că e un obiect de scris, altul va putea spune, dacă este extrem de temător și eventual extrem de vulnerabil în perioada respectivă, că acel creion poate reprezenta o armă, nu? Deci, în fond și la urma urmei, lumea este ceea ce îmi spun eu. Lumea este reprezentarea ceea ce gândesc eu. Lumea vine să mă invadeze în momentul acesta cu această pandemie, lăsându-mi la dispoziție totuși o grămadă de alte lucruri. Nu mi-au decedat prietenii, mi-au rămas aceiași prieteni ca și în trecut. Am posibilitatea să pun una pe telefon, să-i sun, am posibilitatea să interacționez pe internet. Nu este niciun fel de problemă. Plus că mă pot întâlni cu ei în oraș, deci nu avem acele restricții capitale de a nu putea ieși din casă. Am citit și mi s-a părut foarte interesant. Frica are o putere fantastică de a te face să te simți limitat, condiționat de ceva, că o anumită situație va fi permanent în viața ta. Cum reușim să ieșim din acest habitat, mai ales într-o perioadă ca cea pe care o traversăm acum? Ar trebui să ne conștientizăm această frică. Repet, frica într-adevăr poate fi un mecanism adaptativ, mă poate feri de anumite lucruri grave, dar poate fi și un mecanism dezadaptativ. Dacă frica a început să-mi domine viața și să mă transforme pur și simplu, dacă a început să-mi transforme relațiile cu mine și relațiile cu terții, ar trebui să-mi pun problema că mă aflu într-un punct de cotitură al propriei vieți și am varianta de a apela la un specialist sau varianta de a mă întoarce o dată în plus spre mine pentru a descoperi cum Dumnezeule am ajuns acolo și ce pot să fac să ies de acolo. Sunt anumite studii legate de efectul placebo și nocebo în care se demonstrează acest aspect al fricii și anume poți da o pastilă cu zahăr la 10 persoane și vei avea 6 persoane care vor spune că le-a făcut mai bine pastila respectivă vis-a-vis de o anumită durere, dar dacă dai la 10 persoane o pastilă și le spui că acea pastilă cu siguranță le va da niște stări de rău, în general 9 persoane îți vor spune că într-adevăr acea pastilă care doar conține zahăr, să spunem, sau o substanță inertă care nu îți făcea absolut nimic, pur și simplu apă, vor descrie că li s-a făcut rău de la acea pastilă. Deci undeva înăuntru nostru frica este un mecanism adaptativ. Frica ne-a făcut totuși să ne ferim de animalele mai mari, frica ne-a făcut totuși să nu intrăm în corespondență cu stimul pe care noi nu-i putem controla. Din nefericire, omul modern, spre deosebire de omul cavernelor care se folosea sau pentru care frica era totalmente adaptativă, ferindu-l de principalele pericole care îi puteau pune în pericol viața, omul modern a ajuns să considere stresul un mare balaur. A ajuns să considere stres, elemente stresante orice, faptul că nu vine autobuzul, faptul că, uite, Dumnezeule, iar mi s-a interzis, nu pot să mai stau până la 10, pot să stau până la 9 în restaurant. Până la urmă, diferențele nu sunt atât de mari. Diferența o fac eu. Din nou, dacă supunem 10 persoane la aceste condiții limitative, vom descoperi că 5 pur și simplu descoperă mecanisme adaptative și își vor înfrumuseța viața cumva, chiar în cadrul acelor restricții, și 5 persoane care vor exagera acele restricții, vor considera că acele restricții pur și simplu le bulversează sau le dă peste cap totalmente viața. De Cure noi ține. Dumneavoastră aveți frici? Ca orice om, bineînțeles că da. Spuneți-mi care e cea mai mare frică pe care o aveți și dacă reușiți să o gestionați prin instrumentele specialistului. Cea mai mare frică este frica de înălțime. Și am împărțit-o în două categorii. Înălțimile care îmi trebuiesc și înălțimile care nu îmi trebuiesc. Frica de înălțime
nu mi-a permis ani întregi să folosesc avionul, după care am aplicat aceste tehnici psihologice spunându-i creierului și dându-i creierului elemente pe care se poate sprijini. Am studiat un pic faptul că accidentele de avion sunt mult mai mici decât cele de mașină, sunt o grămadă de țări care merită vizitate și în felul acesta mi-am populat creierul cu informații pozitive. Când m-am urcat prima dată în avion, mi-am luat niște puncte fixe, pentru că senzația este de imponderabilitate în plină frică. Acele puncte fixe îi spun creierului, e ok, totul este în regulă, și am scăpat de frica de avion. N-am scăpat de frica de piscuri înalte de munte, dar nici nu am vreo tendință să mă duc să devin vreun cățărător extraordinar. Și aceasta am... Adică evitați exact, frica pe care o aveți. Exact cum spuneam, această frică am împărțit-o în două. Aceea pentru care vreau să mă adaptez, avionul îmi trebuia și într-un final apoteotic am decis să lupt cu asta și sunt ani buni de când zbor fără niciun fel de problemă, mi-am depășit această frică. Și frica de piscuri înalte, de, nu știu, de telecabină, de telescaun, lucru pe care eu nu le folosesc. Nu-mi plac sporturile de iarnă, nu țin cu tot din adinsul să mă cațăr pe Everest și atunci am spus că este o frică cu care nu mă voi întâlni. Sau dacă voi fi pus în acea situație, situația de a mă afla pe un pisc înalt brusc și dintr-o dată nu există. Deci cumva voi descoperi la timp dacă am anumiți prieteni care vor să mă duc în acea direcție și mă voi feri la timp de acea frică astfel încât să n-ajung niciodată în situația de a mă confrunta per se cu frica. Da, vorbim deseori despre faptul că ceea ce gândim și ceea ce simțim putem regăsi în realitate. Într-adevăr, influențează gândul ceea ce trăim ulterior? Păi așa cum avem spuneam, această capacitate de a modifica realitatea până la urmă. Corect. Păi, realitatea este ceea ce percep eu. O femeie frumoasă arătată la 10 bărbați, fiecare își va expune propria părere. Unul va vedea frumusețea fizică, altul va vedea frumusețea intelectuală. Sau 2-3 vor spune că nu este frumoasă. Okay? Așa cum spuneam, viața însă și este un sofism. Ține foarte tare de felul în care noi ne creăm procedurile prin care putem percepe lumea. Lumea ca atare există doar prin felul în care mi-o explic eu. Eu pot să văd lucruri frumoase, pot să văd că este un trafic îngrozitor venind spre dumneavoastră și că plouă îngrozitor și că este urât afară, sau mă pot bucura foarte frumos de muzica de mașină, mă pot bucura foarte frumos de tot ceea ce văd că de celelalte mașini care merg pe lângă mine, de oamenii frumoși care trec pe lângă mine și să mă gândesc că viața totuși este frumoasă. Această sumă de percepții mi-o pot modifica pentru că acest instrument, creierul, este la îndemâna noastră. Noi ne așteptăm ca el să reacționeze ca un creier antrenat în condițiile în care, așa cum spuneam, sunt una dintr-o mie de persoane care se nasc cu această abilitate, restul tind și dar trebuie... Dar nu ne amăgim puțin proiectând doar ceea ce ne convine, doar ceea ce ne place? Sau ne ajutăm doar mintea să iasă din situațiile dificile? Dacă vedem amăgirea ca pe un antrenament pozitiv, atunci e bună și amăgirea. Adică eu știu că mă mint. Nu e ok, nu e soare, plouă, dar totuși îmi induc această idee ca să-mi creez o stare de bine. Păi nu mă mint, tocmai asta este, ci pur și simplu schimb ochelarii cu care văd ceea ce se întâmplă afară. Ploaia nu este un lucru rău, ploaia este un lucru chiar foarte bun, spală aerul, spală mașina, este foarte frumoasă, dacă ascult sunetul ploii este chiar romantic, este nemaipomenit. Important este cum vreau eu să văd acea ploaie, nu? Eu sunt cel care decide dacă ploaia este frumoasă sau urâtă. Eu sunt cel care decide dacă ambuteiajul este un lucru îngrozitor sau este un lucru pur și simplu, per se, cu care nu are rost să, vis-a-vis de care nu are rost să mă enervez pentru că nu am cum să-l schimb. Este un stimul la care eu mă pot raporta cu mecanisme adaptative, spunându-mi oricum voi ajunge la timp. Da, voi petrece mai mult timp în trafic, dar cu siguranță ajung la dumneavoastră la timp, deci cu siguranță lucrurile sunt ok. Care e problema că este un ambuteiaj? Face parte din cotidian. Revenind la temeri și la anxietăți, putem transforma frica în putere, într-un atu, într-un avantaj? Păi bineînțeles că da. Așa cum dădem exemplu mai devreme cu notul. Putem să ne facem o sumă a fricilor noastre, care sunt fricile mele. Frica de apă, frica de înălțime, frica Dumnezeu știe de examene, frica... Le împart. Văd câte din ele apar în viața mea de adevăratele și câte îmi trebuiesc, că din nou și frica de apă, pot să nu vreau să mă depășesc niciodată, prin prisma faptului că nu mă voi duce niciodată în stațiune unde apa este foarte adâncă sau nu voi intra niciodată în apa adâncă. Sau pot decide să apelez la un antrenor care mă va face chiar să îmi placă să not. Suferința de obicei creează o iluzie a realității în care... Practic îți pierzi orice speranță și aici e nevoie de încredere. E o teamă, până la urmă, de necunoscut,
pe care o avem și iată, această perioadă ne-o confirmă. Medicii arată ca extraterestrii la ATI, oamenii care ajung acolo în situații dificile nu le văd fețele, mimica. Și aș vrea să vorbim puțin despre această teamă de a contracta boala. Pentru că ajungem în spital și avem nevoie uneori mai mult de psiholog decât de medic ca să reușim să ne împrietenim cu acest diagnostic. Ne-a speriat atât de mult virusul, încât practic nu mai reușim să ieșim dintr-un cerc vicios în care ne tot învârtim și asta spuneam apropo de tot ce se întâmplă și de tot ceea ce vedem în jurul nostru, avem nevoie în noi de puterea de a înțelege și de a depăși. Sau de cineva lângă noi. Eu l-am denumit sindromul Roaming-in. Există în Statele Unite această tipologie care a fost aplicată femeilor însărcinate. S-a descoperit faptul că dacă pui lângă femeia însărcinată în perioada în care naște o persoană dragă ei, nașterea va fi mai simplă, mai ușoară, copilul va fi mai relaxat la naștere și atunci tot acest travaliu va fi mai simplu și mai ușor de dus. În felul acesta eu am adus una dintre îmbunătățirile pe care le-am adus psihologiei, l-am denumit sindromul Roaming-in. Eu consider că în momentul acesta ceea ce ne lipsește nouă, așa cum spunea toată lumea din fața noastră nu mai are față, nu mai are mimică, nu mai are absolut nimic. Cred că poate ar trebui să fie mai mulți psihologi în spitale care să ajută pacienții să treacă prin acest travaliu al bolilor, pentru că așa cum am descoperit că travaliul nașterii este mult ușurat, este mult îmbunătățit de apariția unei persoane dragi în prejurul nostru, eu sunt convins că dacă am replica această matrice în absolut orice operație sau în absolut orice altă afecțiune, cred că afecțiunea respectivă s-ar rezolva. Dacă nu putem să permitem persoanelor dragi în această perioadă să fie în spital, cu toate că mi se pare o inepție și ele pot veni îmbrăcate la fel, fără să poată da vreun virus sau fără să ia vreun virus, pot veni lângă noi pentru anumite perioade. Eu nu înțeleg tot acest embelins prin care se creează această idee de obstrucție totală. Personal, eu aș fi indicat, frumos îmbrăcat, fără posibilitatea de a împrăștia vreo boală, să vină o persoană dragă lângă mine în perioada în care trec prin travaliul acestei afecțiuni, ce mie mi se pare îngrozitoare și ce totuși rămâne, asta arată studiile până în momentul ăsta, rămâne o boală normală. N-a produs mai multe morți decât a produs o altă boală, o altă gripă până acum, gripa spaniolă. Dacă ne gândim la ultima pandemie adevărată, gripa spaniolă a produs la 2 miliarde și un pic de persoane, între 50 și 100 de milioane de morți. Acum suntem 8 miliarde. Eu cred că tot cam în 2 ani. În 2 ani, 1918-1919, s-a întins undeva acolo. Dacă am face o ecuație de 3 simplă și am face o medie, am spune că am avea undeva la 70 de milioane de morți în gripa spaniolă, acum fiind de 4 ori mai multe persoane, ar fi 7 ori 4, 280 de milioane de morți ar fi trebuit să avem ca să fie comparabil cu acea gripă spaniolă. Mai avem 5 milioane și ceva de morți. Eu consider doar că este o epidemie, nu este neapărat o pandemie, este strict opinia mea personală. Și în condițiile acestea, consider că am putea avea lângă noi persoane apropiate care ne-ar putea face, dacă ni s-ar da cifrele astea, dacă ni s-ar arăta cifrele adevărate, alea care contează din punctul meu de vedere, teama aceasta n-ar mai fi atât de mare. Dar cât de trist este pentru un copil, de pildă, pentru că vorbeam ceva mai devreme despre bolnavii care ajung în spitale, dar pentru copii, cât de trist este ca părinte și de frustrant să îți dorești să iei din fața calculatorului copilul și să-l duci în parc, el să vrea asta, dar să-i spui nu, mai bine nu în parc, pentru că și acolo există un risc. Mai bine stai în casă, uite, gadgeturile, e mai safe aici. Vedeți, pentru că mulți au ajuns și în această situație. Teama de a socializa te retrage acasă. Da, pentru că din punctul meu de vedere, dacă vreți, cred că este o vină a mass mediei. Virusul ăsta, repet, nu produce atâți morți încât să mă îngrijoreze personal, cu tot respectul pentru persoanele decedate, condoleanțe familiilor respective.
Și atunci, ca părinte, ar trebui să mă gândesc exact cum spuneam mai devreme, la partea științifică. Cât o să pot să-mi țin copilul în casă? O săptămână, o lună, 3 luni, 5 luni, 1 an, 2 ani, 3 ani? Pentru că se pare că epidemia asta e ca, nu știu, ca un serial de proastă calitate. Mai trece o perioadă, mai apare un sezon. Mai trece o perioadă, mai apare un sezon. Încă un val și încă un val și tot așa. Cum spunea Eminescu, ce val ca valul trece până la urmă. Deci, cred că părinții ar trebui să se gândească la beneficii versus non-beneficii în ceea ce îl privește pe copil. Copilul mai devreme sau mai târziu va ieși în societate. Atât timp cât noi ne plimbăm în magazin, atât timp cât noi ne plimbăm pe stradă, să nu-mi iau copilul să-l duc în parc, pentru că în parc ar fi alcolcăi virus și mai albitir decât într-un supermarket, mie deja mi se pare o glumă proastă. Mie oricum mi se pare că facem parte dintr-un scenariu care are la bază o glumă proastă în momentul ăsta. Pentru că totuși, atâta timp cât poți merge în supermarketuri, atâta timp cât poți merge pe stradă, virusul există. Virusul gripei spaniole, care culmea n-a apărut în Spania, a apărut în Statele Unite, în Texas și s-a multiplicat în Spania, a produs în adevăratul sens al cuvântului o pandemie. Acum nu avem o pandemie, acum avem o epidemie simplă. Dacă să depășim toate aceste stări, cât de importantă este o nouă rutină zilnică pe care să ne o stabilim? Avem nevoie în această perioadă de alte repere ca să ne obișnuim cu o nouă realitate? Venind împotriva a ceea ce se pretinde în momentul ăsta, tocmai asta spun, domnule, ar trebui să ni se facă diferența de către specialiști. Este prima dată când văd că toți specialiștii sunt la unison cu această nenorocită de epidemie. Nu s-a mai întâmplat asta până acum. Ar trebui să vină și acei specialiști care să-mi spună și cifrele pozitive. Că s-au îmbolnăvit câteva sute de milioane de oameni care s-au vindecat. Și încă câteva sute de milioane care s-au îmbolnăvit și nici măcar nu știm că s-au îmbolnăvit și s-au vindecat. Dacă ni s-ar da și aceste cifre, eu cred că această teamă despre care am tot vorbit în emisiunea aceasta și care este precondiționată în mod exagerat, cred că s-ar dilua foarte mult. Dar cum explicăm tinerilor îndrăgostiți care vor să iasă în parcuri și să socializeze situația de astăzi? Cum le explicăm copiilor, așa cum spuneam ceva mai devreme? Credeți-mă că și tinerii și copiii, așa cum spuneam un pic mai devreme, au posibilitatea să interacționeze telefonic, pe internet și așa mai departe. Îndrăgostiții cu siguranță vor găsi o cale să se întâlnească. Revin, restricțiile nu sunt... Fără teamă. Să se întâlnească fără teamă. Aici e problema. Dragostea te face să plutești pur și simplu. Dacă ne-am uitat în ochii unui îndrăgostit, indiferent că plouă afară, că viscolește, că este nămol, că este orice ar fi afară, ochii unui îndrăgostit vede lumea cu totul și cu totul altfel, cu totul diferit față de restul lumii. Deci pe un îndrăgostit nu cred că îl sperie foarte tare ceea ce se întâmplă în momentul ăsta și cu siguranță își va găsi propriile ritualuri prin care se întâlnească cu persoana de care este îndrăgostit. Dar au venit tineri la cabinetul dumneavoastră cu acest gen de probleme, teama de a socializa, teama de a nu lua virusul, teama de a-și reseta complet viața și de a-și găsi noi puncte de reper? Foarte mulți. Dar tocmai asta le explic. Nu există acest termen de resetare completă. N-a fost resetare completă primul război mondial, al doilea război mondial, gripa spaniolă, foametea. N-au fost aceste evenimente, elemente de resetare totală. Acum cu atât mai puțin. Noi acum doar trebuie să ne updatăm cumva în termeni tinerești vorbind. Noi acum doar trebuie să descoperim mecanisme care să ne raporteze mai ușor la lumea în care trăim. Dar lumea aceasta nu este nici pe departe în război, în momentul ăsta nu se întâmplă nicio calamitate majoră. Putem să interacționăm, slavă Domnului, de ajuns de bine. Da, e bine să rămânem în această paradigma a rezistenței, trebuie să rezist până când se termină, de parcă suntem într-un spațiu închis din care trebuie să evadăm, sau tot ce ni se întâmplă de mai bine de 2 ani trebuie să-l înțelegem ca pe o realitate nouă, o nouă ordine la care trebuie să ne raliem, unde trebuie să ne refacem rutinele? Nu ne-ar fi mai ușor așa? Cu siguranță, ca să ne adaptăm? Da. Cu atât mai mult cu cât marea majoritate a rutinelor nu se schimbă în mod obligatoriu. Adică, dumneavoastră credeți că ne vom mai putea întoarce la ceea ce făceam înainte de 2019? Are să vă mire, dar dacă de mâine se întrerup restricțiile în totalitate, peste 90% din populație va reveni la comportamentele de acum 2-3 ani, de parcă n-ar fi existat restricțiile. Deci persoanele care într-adevăr, în mod
arbitrar în această perioadă trăiesc aceste vremuri îngrozitoare și le consideră a fi îngrozitoare, sunt foarte puține în societate. Ce ne facem cu cealaltă parte? Cealaltă parte, așa cum spuneam, dacă de mâine se întrerupe orice restricție, vor reveni la viața normală. Uitați-vă că s-a întâmplat asta în Anglia acum câteva luni. Au eliberat toate restricțiile și oamenii s-au comportat ca și înainte. N-a fost nicio mare diferență. Oamenii abia așteaptă să revină la normalitate, cu toate că noi nu trăim în momentul ăsta o stare de anormalitate, ci de o normalitate un pic modificată, un pic diferită. Nu foarte diferită. Repet, în istoria omenirii avem anormalități crunte, groaznice. Noi avem doar o normalitate ușor diferită. Da, ce le spuneți celor care bravează, care încă nu cred în existența virusului SARS-CoV-2, nu a implicațiilor, în regulă? Adică negarea ține de natura noastră, e un act normal, firesc? Bineînțeles, este din nou un mecanism adaptativ. Dar pentru asta există știința. Toată lumea care are anumite întrebări legate de virus se poate întoarce la știință. Inexistența virusului nu poate fi pusă în discuție. Virusul există, nu este nici pe departe atât de pandemic, dar există. Cum mai sunt încă 1 milion și ceva de alți viruși. Deci, dar paradoxal am întâlnit acest tip de raționament la persoanele cu un alt nivel intelectual. Și de aceea vă întrebam, negarea ține de acea idee că ce nu știu nu mă poate atinge? Pe de o parte, da. Pe de altă parte, dacă vorbim de persoane cultivate, vorbim de un soi de ipohondrie pe fond. Pentru că am întâlnit și eu persoane extrem de cultivate, chiar din domeniul medical, care au dezvoltat o anxietate generalizată față de acest adică virus. Adică îi ajută această ignoranță? Pe ignoranți, da. Pe ceilalți, care au un grad de cultură ridicat, tocmai asta vroiam să spun, intră într-un nod gordian. Și cum știm cu toții legenda nodului gordian, ăsta nu se desface, ci pur și simplu se taie. Dacă descoperim această ipohondrie până și la cadrele medicale foarte bine specializate, care ar trebui să reacționeze într-un mod normal și natural. De ce? De ce credeți că se întâmplă asta? Pentru că ipohondria există. Pentru că un grad de cultură ridicat nu te ferește de propriile tale probleme. Noi confundăm cultura cu educația la modul general. Dacă sunt o persoană cultivată, asta nu înseamnă că voi ști să reacționezi în orice situație. Ba, din contră, tocmai din acest motiv vă dădeam exemplu cadrele medicale care au reacționat extrem de negativ. La ele te-ai fi așteptat să fie cele care rămân în cadrul științific. Dom'le, care este numărul de morți totuși? Care este viteza cu care se multiplică virusul ăsta? Dom'le, să stăm liniștiți că nu se întâmplă chiar așa. Nu este nici chiar așa o nenorocire fantastică. Și cu toate astea, undeva înăuntru lor exista un soi de ipohondrie care abia a așteptat un stimul mediu, are legătură să spunem. Și cu inteligența emoțională, poate? Inteligența emoțională vine un pic mai târziu din punctul ăsta de vedere, pentru că inteligența emoțională presupune să-ți conții emoțiile, să ți le înțelegi, să ți le cultivi ulterior. În schimb, emoțiile negative din nefericire apar ca și un stimul puternic, extraordinar de puternic, care vine și te domină, independent de inteligența ta culturală sau inteligența ta emoțională la modul general. Deci nu înseamnă că dacă sunt, repet, o persoană cultivată sau o persoană cu inteligență emoțională peste medie, nu pot dezvolta ipohondrie. Ne-am tot întrebat de ce a eșuat campania de comunicare și, iată, medici care ar trebui să fie un vector, nu, al informațiilor pertinente care să ne dea încredere, chiar ei sunt cei care fug din fața luptei. Unde credeți că s-a greșit și cum ar trebui să arate de aici încolo comunicarea? Păi, în primul și în primul rând, dacă într-adevăr avem o pandemie, eu am semnele mele de întrebare, asta ar trebui lăsată totalmente la dispoziția specialiștilor, care să vină cu cifre, dar cu cifre puse în cumpună, exact cum spuneam mai devreme, câte persoane s-au vindecat, câte persoane nu s-au vindecat și au decedat și așa mai departe. Dincolo de cifre sunt oameni. Bineînțeles, dar oamenii cred în cifre și în specialiști, nu în politicieni. La noi s-a politizat această pandemie mult prea mult. Și politicienii noștri și-au dovedit, gândiți-vă, dau exemplu tot timpul când lucrez cu politicieni, dau acest exemplu, gândiți-vă că am ajuns să mergem la alegeri undeva sub 25% din populație. Care e gradul de credibilitate al politicianului român în momentul în care, dacă ar fi mâine alegeri, n-are și nici 25% din populație să voteze? Care e credibilitatea politicienilor aleși de 11% din populație?
Și asta lipsește, s-a ajuns în această situație în condițiile în care politicienii au considerat că le conțin pe toate. Sunt și specialiști în comunicare, și specialiști în tratamente medicale, și specialiști în pandemie. Se cred extrem de buni în toate specialitățile de rigoare. Dacă ar reveni totuși la specialiști în comunicare, poate ar crește numărul celor care ar veni la vot? Nu poate. Cu siguranță ar crește mult numărul celor care ar veni la vot. Dacă în momentul în care am întâlnit o problemă socială gravă, cum să spunem că ar fi această pseudopandemie, ar apela la specialiști în comunicare și la specialiști în domeniul medical, cu siguranță mesajul ar ajunge acolo unde și-ar dori ei. Politicianul român, dar din nefericire... Dar nu e și o problemă a alegătorului? Cum? Nu e și o problemă a alegătorului care nu vine la vot pentru că vrea doar să sancționeze? Vedeți dumneavoastră, alegătorul din ziua de astăzi seamănă cu cetățeanul turmentat din Caragiale. Pe mine, dacă mă întrebați în ziua de astăzi cu cine aș vota, n-am cu cine. Da, asta nu înseamnă persoană... că nu mergeți la vot. Sau dacă nu aveți cu cine, nu mergeți. Merg la vot, bineînțeles. Dar dacă mă întrebați care este efectul votului meu, eu plec deja dezamăgit. Sunt în situația, repet, a cetățeanului turmentat, care își pune problema că trebuie să aleagă între un șut și o palmă. Aștept încă varianta în care oamenii de cultură adevărați, profesioniști adevărați vor intra în politică și vom avea și noi o clasă de profesioniști politicieni care au făcut și altceva în afară de politică. De ce credeți că oamenii de încredere, nu cei credibili, pentru că vorbeam înainte de emisiune că există o diferență majoră între a fi credibil și a fi de încredere. De ce, repet, oamenii de încredere nu fac pasul în față? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, politica se confundă cu mizeria socială. Și mie, dacă mi s-ar promite sau mi s-ar oferi varianta de a intra în politică, aș refuza această variantă tocmai prin faptul că știu că ar trebui să mă asociez cu persoane în care eu personal nu am încredere. Și atunci persoanele de cultură, persoanele elevate, persoanele erudite, așteaptă acel moment în care societatea să facă în adevăratul sens al cuvântului o mare resetare. Să ajungem să fim conduși, așa cum spunea Platon, în Republica de Filozofi sau, din punctul meu de vedere, de oameni care au făcut și altceva în afară de politică. M-aș aștepta să intre în politică oameni care au lucrat în domenii diverse și vin cu experiență. Marea majoritate a politicienilor noștri, din nefericire, n-au lucrat decât ca și politicieni de la Revoluție încoace. Și se vede efectul acestui lucru. Au meseria de politician. Care, de fapt, nu există. Meseria de politician este o inepție. Avem, domnule Cornea, în preajmă poate rude, prieteni anxioși. Cum îi ajutăm? Ce le spunem în această perioadă? Din nou, dacă avem o persoană cu anxietate sau cu depresie peste medie, ar trebui să facem totul să încercăm să ducem acea persoană la un specialist. Dacă nu reușim să ducem persoana respectivă la un specialist, ar trebui să mergem noi, pentru că este foarte posibil să nu știm cum să le comunicăm acest lucru și să învățăm noi. Deci sunt acești doi pași pe care ar trebui să-i facem. Dacă reușim să-i convingem să meargă spre un specialist, având o afecțiune peste medie, este minunat. Dacă nu reușim, mergem noi la specialist, învățăm cum am putea să comunicăm cu ei de asemenea natură încât să-i determinăm să meargă spre un specialist și în felul acesta îi vom duce la acel specialist. Dacă nu, mai rămâne un procent, să spunem, de 10-15% de persoane care nu pot fi sub nicio formă motivate de absolut nimeni, nici de persoanele apropiate, nici de prieteni, nici de neamuri, nici de specialiști, nici de Dumnezeu din cer, dacă vreți, acele persoane sunt întotdeauna, au existat întotdeauna în societate și acele persoane ajung întotdeauna să se îmbolnăvească destul de grav până când, vorbeam noi la începutul emisiunii, cei care se trezesc deja spitalizați pentru a mai putea fi ajutați. Dar reușim noi să gestionăm și problemele altora, noi cei care vrem să ajutăm, dar peste problemele noastre se suprapun problemele lor. Cu siguranță, da. Pentru că de cele mai multe ori, cum spunea Jung, noi vedem în ceilalți, vedem problemele celorlalți ca fiind problemele noastre de fapt. Pentru că vedem în ceilalți propriile noastre probleme mai mult decât problemele lor. Avem nevoie de informații pozitive, mai multe, sau e nevoie să ne desprindem de televizor? Repet, ce este fain în această pandemie este că lipsesc totalmente informațiile pozitive. Mie mi se pare chiar haios. Avem nevoie în general de mesaje pozitive. Avem nevoie în general de persoane tonice. Avem nevoie în general de persoane formatoare de opinie care să ne demonstreze că poate să fie bine acolo unde noi considerăm că este rău și de fapt nu este rău. Pentru că răul
total nu există. Dădeam exemplu cu circulația de mai devreme, da? Omul modern a ajuns să trăiască mult peste medie ca și intensitate anumite lucruri pe care oricum nu le poate modifica. Stau la un rând cu 10 persoane și sunt nervos. Și este acela exemplu în care dacă am 10 persoane în față le urăsc și am 3 persoane în spate mi se par chiar drăguțe. E o psihologie pur și simplu socială. Dacă am 10 persoane în față, asta este, sunt 10 persoane. Dacă sunt cu cineva, încerc să-mi fac un timp de calitate. Pentru că în fond și la urmă urmei, cum spun toți mari filozofi, contează clipa. Dacă mă concentrez mult asupra clipei respective, până voi ajunge în față, indiferent că va dura 5 minute sau 20 de minute, voi avea un timp de calitate pe care mi-l voi face eu însumi. Pentru că acest instrument formidabil, creierul, este la îndemâna mea, nu sunt eu subjugat de el. Când voi conștientiza acest lucru și voi începe să-l antrenez, voi descoperi că este un instrument de care mă pot folosi și care îmi poate aduce foarte multă plăcere, care îmi poate schimba viața absolut extraordinar, pentru că eu l-am format în consecință. Dar în afară de creier, în această perioadă, ce ne poate ajuta să luptăm cu realitatea pe care o trăim? În primul rând să nu ne mai spunem că luptăm, pentru că a lupta este un cuvânt stimul negativ. Să ne spunem că realitatea din ziua de astăzi este un pic modificată, nu că este totalmente modificată, deci să dăm o ușoară dulceață a ceea ce se întâmplă. Să-mi spun că este o realitate prin care trebuie să trec. Să-mi spun că am toate mijloacele tehnice la dispoziție pentru a interacționa cu absolut toată lumea cu care îmi doresc. Să-mi spun că dacă trebuie să vin la nou acasă pentru că s-au închis restaurantele, superb, înseamnă că am mai mult timp de calitate petrecut în familie sau am mai mult timp să citesc o carte sau să mă uit la un film și în felul acesta mă voi înnobila pe mine însumi. Mă voi descoperi pe mine însumi ca o persoană care se cultivă pe sine. Să nu mai folosim cuvinte stimul negative. Dumnezeule, ce se întâmplă afară? Nu, nu se întâmplă nimic afară. Afară se întâmplă ce îmi spun eu că se întâmplă. Și dacă apare această furie, furia te poate mobiliza? Cu siguranță da. Pot să descoper că această furie o pot transforma într-un sport extraordinar, pot, datorită acestei furii, să fac sport la o sală, pot învăța să dansez, pot cu această furie, de exemplu, să-mi depășesc frica de apă. Cum dădeam exemplu de mai devreme, da? Dacă am o frică de apă și mă simt extrem de furios în această perioadă, este evident că am o energie negativă conținută destul de mare, mult peste media ceea ce pot conține eu, și pot lua o decizie extraordinară pentru mine însumi să hotărăsc să-mi depășesc frica de apă. Furia aceea se va transforma dintr-un stres negativ, cum spun psihiatri, într-o energie pozitivă. Și voi descoperi că voi depăși frica de apă mult mai repede decât în mod normal. Spuneți-mi, emoția este o stare sau până la urmă este doar o reacție chimică? Și. Vedeți, dumneavoastră, așa cum spuneam mai devreme, în primul și în primul rând emoția apare ca și reflecție. Emoția apare, cum spunea Spinoza, nu este în suma interacțiunilor noastre, în raport cu un stimul. Sau cum spunea Pavlov, totul pe lumea asta este stimul-reacție. Eu, de fapt, sunt reacția tuturor stimulilor de jur împrejurul meu. În schimb, pot să, decât să mă transform în idiotul lui Dostoevski și să mă mir ce reacții se petrec în mine la stimulii la care sunt supuși, să mă transform așa într-un ușor filozof și să-mi spun că, independent de acest stimul, eu vreau să fiu altfel. Indiferent dacă stimulii sunt numai negativi, dacă pe peste tot vin numai mesaje negative, este momentul să fac o cură de detoxifiere, de stimul negativ. Deci poate nu am nevoie de toți acei prieteni sau de toate acele informații, de toate acele programe TV sau Dumnezeu mai știe ce, care îmi dau acele mesaje negative. În aceeași perioadă de timp pot vedea o știre îngrozitoare sau mă pot uita la o comedie. Pe aceeași cuantă de timp pot fi maxim de fericit sau maxim de nefericit. Este și o reacție chimică pentru că noi avem două tipuri de pompe la interior. Psihiatrii vorbesc foarte mult despre asta. Dacă eu sunt nefericit, tind să dau drumul pompelor cu hormoni care acționează în domeniul stresului, da, noradrenalină, adrenalină, cortizol, sau dacă sunt fericit sau mă uit la o comedie și mă bucur, corpul meu este inundat de oxitocină, dopamină, endorfine și așa mai departe. Și atunci este doar la aprecierea mea. Putem să ne gândim la noi ca la un pahar, care are două pompe, ca la un acvariu, de multe ori spun pacienților, și gândește că ai o pompă pe o parte, o pompă pe cealaltă parte. Tu hotărăști care dintre pompe vine și îți curăță sau îți mocirlește apa din acvariu. Dă drumul mai degrabă la elementele fericite, uită-te de jur împrejurul tău, uită câte culori frumoase sunt aici, de jur împrejur, ce conversație minunată facem aici, ce noroc că am și o apă și o cafea la îndemână. E o viață minunată. În acest moment sunt o persoană încântată de viața pe care o am.
Pare atât de simplu când vă aud vorbind să ne inducem o stare de bine, o stare permanentă de să bine. Să o trăim, nu să ne inducem, să ne inducem. Din nou este un cuvânt stimul negativ. Nu să o trăiesc, eu nu trebuie să-mi induc nimic. Am cafea, îmi place. Păi, îmi induc ceva? Absolut nimic. Pur și simplu văd o realitate, acea realitate benefică. Puteam să fiu aici, să fie foarte frig la dumneavoastră în studio. Uite ce noroc că nu este. Ce nu vă place la această perioadă? Doar mesajele negative. Consider că asta cu biciu este extrem de disfuncțional la poporul român. Să nu uităm, mi-a place foarte mult istoria. Românii s-au dezvoltat în niște vicisitudini istorice care a făcut să funcționeze indiferent de popoarele care ne-au tot cotropit de-a lungul vremii și noi suntem rezultanta acestor interacțiuni. Eu cred că la noi ar fi fost mult mai funcțional și în lumea politică și vis-a-vis de această epidemie, pseudo-epidemie, dacă mesajele ar fi avut o conotație mai pozitivă, dacă mesajele ar fi fost un pic transmise de altfel de oameni, nu de cei pe care îi vedem toată ziua pe ecrane. Care e mesajul psihoterapeutului pentru cei care cad pradă unor stări din care nu mai pot ieși? Să schimbe ochelarii cu care se uită la lume. Să schimbe ochelarii prin care îți judecă acvariul despre care vorbeam mai devreme. Pentru că este o chestiune de optică personală. Până să ajungă la dumneavoastră, pot ei singuri să rezolve această problemă? Bineînțeles. Bineînțeles. Așa cum spuneam, trebuie doar să-mi pun ochelarii potriviți. Trebuie doar să-mi antrenez creierul, uitându-mă de jur împrejurul meu, să focuseze spre lucruri pozitive. Creierul funcționează ca un aparat de fotografiat. Marea majoritate a oamenilor îl folosesc pentru a fotografia numai elemente negative. Poate este cazul să-mi schimb obiectivul aparatului de fotografiat, pentru că pot fotografia și la depărtare și în apropiere, ba chiar și înăuntrul meu, și pot descoperi o grămadă de elemente minunate de jur împrejurul meu cu care îmi pot hrăni mintea. În fond și la urma urmei mai dau elementul ăsta cu pomul de Crăciun. Este doar un brad împodobit. Și câtă magie vedem în el în momentul în care îl împodobim, nu? Viața este magică. Care e cazul care v-a impresionat cel mai mult în această perioadă? Sunt foarte multe cazuri dramatice cu care lucrez în această perioadă și n-aș putea vorbi despre unul anume în primul și în primul rând datorită confidențialității, dar pot spune că cele mai dramatice lucruri din momentul ăsta, mie personal, mi se par certurile care apar în cuplu. Mi se pare că dramatismul acestui aspect a crescut extraordinar de mult, mult prea mult și mult prea incorrect pentru ceea ce putem face în adevăratul sens al cuvântului. Cred că oamenii au devenit extrem de iritabili, de irascibili, de dramatici în viața de cuplu, ceea ce mi se pare absolut dramatic. Au vreo șansă să iasă din această stare sau trebuie să ieșim din pandemie ca să-și recapete libertatea? Plecând de la ideea care pandemie, revin la ce spuneam mai devreme. Viața chiar este frumoasă. Putem ieși din absolut orice situație pe care o predeterminăm noi. Dacă m-aș afla într-o situație pe care nu o pot predetermina, exact cum dădeam exemplu mai devreme, dacă eu sunt obligat să rămân în casă, obstrucționat să nu mai ies din cadrul casei și cu toate astea, în casă la mine am o poartă spre lume, internetul. Și tot găsesc o formulă prin care să găsesc interacțiuni pozitive, nu? Deci, lumea de jur împrejurul nostru este frumoasă în continuare. Pseudopandemia asta nu a făcut poate decât să ne, din punctul meu de vedere, este doar un gând sofist care să ne recadreze valorile. Oare până acum chiar aveam niște valori adevărate, toată fuga aceea după o fata Morgana pe care nu o atingeam niciodată, nu cred că era chiar bună. Cred că resetarea asta a venit acum să ne întoarcem la adevăratele valori. Și tocmai din acest motiv spun că, din nefericire, s-a lovit foarte tare în viața de cuplu. Și asta se întâmplă într-un mod dramatic, mai dramatic decât a fost înainte de această perioadă pe care o trăim în momentul ăsta. Domnule Constantin Cornea, vă simțiți liber ca om, nu ca specialist? Libertatea este din nou un sofism. Cred că sunt atât de liber cât îmi doresc eu și cred că mă pot transforma într-o persoană atât de liberă cât îmi permite societatea. Un filozof american care spune că libertatea mea se sfârșește acolo unde începe libertatea celorlalți. Cred că principala mea libertate este că nu încarc libertatea celorlalți, iar libertatea mea mi-o găsesc în toate lucrurile frumoase care mă înconjoară. Dar ce înseamnă în accepția dumneavoastră să fii liber, să fii un om liber? Să te bucuri
de tot ceea ce ai de jur împrejurul tău. Cred că asta este principala libertate de la care ar trebui să plecăm. Restul libertăților vin a posteriori. Cele mai mari transformări sociale de-a lungul istoriei s-au produs prima dată de la libertatea unui individ, libertatea lui de a gândi. Apoi au venit adepți care au fost de acord cu libertatea lui de a gândi și încet, încet s-au transformat într-un curent care a produs schimbări în societate. Ați simțit vreodată că vă este îngrădită libertatea? De nenumărate ori, dar nu mi s-a îngrădit niciodată libertatea de asemenea manieră, încât să nu găsesc mecanisme adaptative pentru îngrădirile care mi s-au impus de către societate. Domnule Cornea, vă mulțumesc mult pentru această consiliere în direct. Mulțumesc mult de tot. Dragii mei, vreau să vă invit să urmăriți un cântec care a fost interzis în perioada comunistă și al cărui mesaj o să-l discutăm imediat cu un invitat de suflet. Veți vedea imediat despre ce este vorba și despre cine. Sfidăm violența și tot ce-i urât. De proști suntem astăzi sătui până-n gât. Nimic nu se face cu omul ca rol. Iubirea cu forța să cheamă viol. Sunt creșteri forțate plătite cumplit de cei ce natura o udă cu flit. Se simte oricum parafina în sân. Copii mirese rahitici rămân. Răbdare, răbdare, grăbiților voi, că tot ce forțați va veni înapoi. Natura întreagă un ritm mare în ea. Sfidăm violența de glonț o cura. Răbdare, răbdare, grăbiților voi, că tot ce forțați va veni înapoi. Natura întreagă un ritm mare în ea. Sfidăm violența de glonț o cura. Prostia îi e violență-i motiv, dar biciul pe lume nu-i educativ. Cum crește altoiul cu grijă pe pom, trăiască puterea de-a crede în om. Noi nu vom trăi niciodată cum vor dogmaticii proști după dogmele lor. Cu lanțuri la gură, la suflet și mâini, noi credem real că ne suntem stăpâni. Răbdare, răbdare, grăbiților voi, că tot ce forțați va veni înapoi. Natura întreagă un ritm mare în ea. Sfidăm violența de glonț o cura. Răbdare, răbdare, grăbiților voi, că tot ce forțați va veni înapoi. Natura întreagă un ritm mare în ea. Sfidăm violența de glonț o cura. Și nici mersul nostru nu-i marșul forțat, ci visul în care de voi am intrat. În lături dogmatici din cinicul rond, natura umană e liberă în fond. Noi credem în drumul pe care a mers un om al renașterii în univers. Iubim disciplina, rigorile reci, dar sufletul noi este liber pe veci. Răbdare, răbdare, grăbiților voi, că tot ce forțați va veni înapoi. Natura întreagă un ritm mare în ea. Sfidăm violența de glonț o cura. Răbdare, răbdare, grăbiților voi, că tot ce forțați va veni înapoi. Natura întreagă un ritm mare în ea. Sfidăm violența de glonț o cura. Răbdare, răbdare, grăbiților voi, că tot ce forțați va veni înapoi. Natura întreagă un ritm mare în ea. Sfidăm violența de glonț.
Dragii mei, așadar, un cântec, așa cum vă spuneam, interzis de regimul comunist, muzica Vali Șerban versuri Adrian Păunescu. Un cântec cu un mesaj foarte puternic, așa cum transmite și invitatul meu de astăzi. Încerc de fiecare dată o fascinație nedisimulată pentru invitatul meu de astăzi și pentru tot ceea ce transmite, ce forță, ce energie transmite Dan Puric, maestrul Dan Puric. Vă mulțumesc din suflet, din nou, pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru prezentarea caldă și încurajatoare. O meritați din plin. Domnule Puric, un vers care mi-a plăcut foarte mult, trăiască puterea de a crede în om. Sfidăm cumva ritmul naturii, rămânem liberi, deși natura umană e prin esență liberă. Eu aș veni cu un amendament de urgență să trăiască puterea de a crede în Dumnezeu. Mi-a zis un țăran român, domnul Dănuț, dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Zic, da, eu am ceva peste dumneavoastră. Ce? Eu am și încredere în el. Omul fără Dumnezeu e ceea ce vedeți astăzi în lume. Electron așa care se învârte în jurul nucleului într-o mișcare browniană fără sens. Știți că cel care a crezut foarte mult în om și într-un mod rațional și filozofic a fost Protagoras. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Dar de aici până la Nietzsche, care a spus că există supraomul și la omul comunist și la omul umflat de drepturi universale, n-a fost decât un pas. I-au părăsit omul Dumnezeu. Adică știți ce se întâmplă? Privirea aceea către cer, dacă ați observat, românul a rămas tot timpul și mai ales în situații critice cu un nedejde în Dumnezeu. Omul nu-i om decât în măsura în care privește la Dumnezeu. În rest, poate să fie o arătare. Știți că animalele nu pot să cadă în păcat. Omul da. Există o poveste bucovineană excepțională. Am citit-o la Ovidiu Papadima. O viziune asupra sufletului poporului românesc, care merge foarte bine acum în momentul acesta de panică, de decepție, de deziluzie dusă până la descurajare totală. Facerea pământului. E bine ca să o afle că întotdeauna în situații limită un popor trebuie să se întoarcă la rădăcini ca să-și ia o esență și mai ales o atitudine. Și mai ales să nu-i fie chiar atât de frică. Da, am să vă spun această poveste, dacă îmi permiteți. Vă rog. Un minut. Facerea pământului. Nu are nimic din Upanishade, din Vede, nu sunt zei, nu sunt monștri. E Dumnezeu bătrân de zile și de muncă. Stătea pe bucată de pământ așa, pe insuliță și rest apă, apă, apă. Interesant de văzut că țăranul român îl vede pe Dumnezeu bătrân, obosit de zile și de muncă. Deci nu jumecher din ăsta de la președinție sau guvern, obosit de muncă și de zile. Și la un moment dat, el a lucrat un petic de pământ și în rest apă, apă, apă. Și iese din adâncuri netrebuitul. Bine l-a numit poporul român, netrebuitul. Și spune, măi frate, nu vrei să te ajut să facem pământul? Și Dumnezeu răspunde, eu nu făcuse studii la Harvard și nici la Bruxelles de drepturile omului. Răspunde total nedemocratic. Zice, bine măi nefârtate. Tu du-te în fundul pământului, adu în fundul apei, adu pământ, dar trezește-mă. Trezește-mă, pentru că fără de binecuvântarea mea nu poți să lipești. Și netrebuitul se duce așa și iese cu pământ, Dumnezeu dorme. Cum pare că doarme și acum. Dumnezeu pare că doarme. Cu capul pe mănăstire și de nimeni n-are știre. Așa crede și președintele României și guvernul și cei de la Bruxelles că Dumnezeu doarme. El pare că doarme în mentalitatea poporului român. A, Dumnezeu doarme așa. Și este netrebuitul și de gelozie, de răutate, încearcă să lipească singur. Cum încearcă Uniunea Europeană să construiască, cum să zic, o comuniune fără Dumnezeu. De capul lor. Haotici. Și nu merge.
cade pământul înapoi. Și zice țăranul român, asta trebuie să înțeleagă poporul român care ne privește. Se duce o dată, de două ori, de trei ori, de mii de ori, de miliarde de ori, lipește și nu poate, nu reușește singur, nu, cum nu vor reuși ăștia. Și atunci dracul, deal dracului, vrea să-l omoare. Cum încearcă acum să omoare și creatorul și creația. Și îl ia în brațe pe bătrân să-l arunce în apă. Și ca să-l arunce în apă trebuie să facă un pas înainte. Și când a făcut un pas, a crescut pământul. Și a început să alerge de nervi. Și a crescut pământul și zice, și s-a dus dracul cu Dumnezeu în brațe spre nord, spre sud, spre est și spre vest. Și nu și-a dat seama că a făcut semnul crucii cu Dumnezeu în brațe dormind. Excelent. Și atunci vedem într-o situație de panică, Dumnezeu doarme. Cel rău oricum va face semnul crucii fără să vrea. Credeți că tot acest dezastru care a venit peste noi nu a venit cu îngăduința lui Dumnezeu care pare că doarme? Poporul român fiind legat, vă dați seama, povestea aceasta iese dintr-un resort sufletesc, dintr-o taină extraordinară. Și aici se naște libertatea. Aici se naște libertatea când ai privirea spre cer. Un general... Dar, maestre, poți să fii liber când ți-e frică? Am vorbit înainte de venirea dumneavoastră despre frici, despre cum putem să le adaptăm, să le ținem în frâu. Frica nu se adaptează. Putem să scăpăm de ea? Nu, sau e doar o percepție a unei realități pe care nu ne-o dorim? Cu frica nu negociezi. În primul rând, trebuie să vezi cauza ei. Începusem să spun că a fost un general filozof, Sun Tzu, cu 500 de ani înainte de Hristos, care a spus cum se poate cuceri un popor fără armată. Îi tai privirea spre cer, exact ce se face acum. Ce fac intelectualii români trădători, ce face cultura română trădătoare, ce face președintele statului, ce face guvernul, privirea către cer, tăiat. Îi tai rădăcinile, tradiția, exact ce se face în manuale de istorie. S-au scos Brâncovean, Octavian Goga, Dimitrie Cantemie, îi tai rădăcinile poporului și îi tai încrederea în sine. Ce ești tu, popor? Ești imbecilul Europei, ești cursura Europei, exact și ai noștri fac, adică virusii autohtoni. Și zice, atunci te va ruga poporul să-l salvezi. Vine la tine, zice, ia învață-mă tu pe mine ce trebuie să fac. Atunci se instalează o frică. Atunci când redresezi privirea spre cer, nu mai ți-e frică. Asta nu este un îndemn la irresponsabilitate și un îndemn. M-au invitat odată la un simpozion de cardiologie să le vorbesc despre inimă. Vă dați seama, eu, specialist cardiolog, și știu că erau și din Occident așa puțin mirați pentru că n-aveau diapazon sufletesc ca al nostru. Noi fiind primitivi, adică ortodoxi și creștini, aveam altceva. Ei fiind mai așa, nu prindeau. Părintele Ghelasie de la Frăsinei, cel mai mare cardiolog, a spus că omul are trei inimi care bat simultan. E cordul, biologic. E inima sufletului nostru, și mai este inima lui Dumnezeu din noi. În clipa în care inima lui Dumnezeu din noi nu mai bate, este infarct duhovnicesc. Este ceea ce se întâmplă astăzi. Ați observat ceva? Încrederea în om. Comuniștii au spus că omul tot așa, el trebuie să fie în centru. Dar fără de Dumnezeu. Zicea Dumnezeu muncitorilor, așa a spus Marx. Om. Aici, în Comunitatea Europeană, drepturile omului, o inflație, numai drepturi fără om. Păi și mai există omul sau suntem doar o forță de muncă și atât? Da, suntem resurse umane. Întâi am fost forță de muncă, resurse umane. A spus foarte bine observația, așa am să vă spun. Și la comuniștii care au strivit omenirea cât au putut, și la ăștia, comuniștii albaștri, care vin în forță satanic, au obsesia turnului Babel. Știți cum era cu turnul Babel? Când lucrau muncitorii, când cădea un muncitor de pe schelă, nu era nicio problemă. Să nu cadă cărămida. Cărămida e mult mai importantă decât omul în concepția. Nu vezi și în constructul ăsta. Ce este omul astăzi fără de Dumnezeu? Un nimic. Libertatea, când un om îl are pe Dumnezeu în suflet, nu are frică. Eu am mai spus întotdeauna și cei care au murit în primul război mondial și în al doilea război mondial și în toate războaiele pe care le-am dus,
au găsit în, procesele verbale, mai ales în primul război mondial, la germani, la armata austro-ungară, soldatul român a luptat până la ultimul om, prezentând un cutremurător dispreț în fața morții. De unde provine lucrul ăsta? Știți că Sfântul Nectarie a spus că poporul care are intuiția nemuririi are atitudini nemuritoare în istorie. Noi am avut atitudini nemuritoare în istorie. Dumneavoastră, maestre, sunteți un om liber? Da. E atât de firesc. Au încercat să mă încarcereze, să mă facă de toate, utecist, informator la securitate. Acum, mai nou, devine în societatea noastră suspect un om liber care spune ceea ce simte, pentru că vorbeați despre ideologia sanitară pe care o înfruntăm acum, fiecare cum poate, și un alt tip de ideologie, care e o dictatură, de fapt. În primul rând, libertatea firească irită. Dumneavoastră stați de vorbă acum cu un manipulator. Eu manipulez spre Moscova. Eu sunt omul rușilor. N-a reușit chestia asta, n-a ținut foarte mult. Pe urmă au zis că am fost informator, până că nu știu ce. Pare nefiresc să nu aveți pe cineva în spate. Bravo! Despre asta este vorba. M-a întrebat cineva pe cine am în spate, mă uitat, zic, bă, nu-i nimeni. Zic, e deasupra bunul Dumnezeu și mama jos la Sfânta Vineri mă așteaptă. El fiind învățat să fie înrobit, să fie slugă, cum a zis Tudor Vladimirescu, știe că și celălalt este slugă. N-are cum să fie liber. Sluga e geloasă. Are cătușe și vrea să-ți dea și ție. Vedeți, știți de unde pleacă înrobirea asta? Că vorbesc aici fără ură, cu compasiune față de... Chiar tristețe. Da, cu tristețe, pentru că te uiți la el că vrea să te contamineze cu cătușile lui și că exclude faptul că un om poate să fie liber. Știți, să mi-a zis un șofer de taxi că ciorba lui de pătroace e mai veche decât civilizația poporului american. Teribil, ăla era liber. Ăla știa că... O frază a spus. Domnul Dănuț, e mai veche ciorba mea de pătroace. El știa că e un popor vechi. Altceva vreau să vă spun. Apropo de privirea asta, acolo, că tot ne apropiem de Sfânta Sărbătoare a Nașterii, cine s-a născut? Cel care ne-a eliberat, nu? Păi el e omul liber. Știți că a fost o întâlnire ratată între Pila din Pont și Iisus. Întâlnire ratată. Cam cum este întâlnirea dintre mentalitatea de la Bruxelles și cea credinciosului. Habar n-au pe cine au în față săracii, sărmania de acolo, din ghiveciul ăla de acolo. Sfântul Siloan Atonitu a spus, Pila din Pont ce era? Era și el un comisar european la vremea respectivă. Cu toate limitele, cu cultura limitativă, cu aroganța care o au ăștia. Pe asemenea că era străbunicul tanti Ursula aia, care mișună pe la noi. Stați să vă spun, ca să vedeți puțin mecanismul. Și el săracul l-a întrebat în limita lui juridică, de ce ai venit? Și Hristos nu a răspuns tot timpul, a răspuns ca să mărturisesc adevărul. Păi știți de ce l-au condamnat? Pentru că adevărul te face liber. Pentru faptul că Hristos ne-a dăruit libertate. Pentru asta a fost condamnat. Pentru asta a fost răstignit. Pentru asta încearcă să ne răstignească ăștia. Ni s-a dat cel mai sublim pașaport către libertate. Acum lumea trebuie să afle că de Crăciun s-a născut cel care ne-a făcut liberi. Un om care l-are pe Dumnezeu în suflet este liber. Vorbeați în această carte fascinantă, Omul liber, despre dictatura sanitară care omoară oameni și despre dictatura ideologică, cea care ucide mentalități. În toată această aglomerație de stări și de idei, frica, dacă apare într-un punct, este legitimă? Există o frică biologică normală. Fiecare om se teme de moarte, fiecare om se teme să nu se îmbolnăvească. Asta nu trebuie acuzat, pentru că ea face parte din instinctul de conservare. Și instinctul de conservare asigură procreația speciei în ultimă instanță. Aici suntem într-un spațiu biologic al nostru care, cum să zic, nu face acum apologia faptului, domnule, nu te feri de virus, el există. Ceea ce... Gândiți-vă că
în această perioadă ar fi fost niște lideri politici care ar fi avut elementarul bun simț să creeze cu poporul român o solidaritate împotriva pandemiei. Maestre, am avut 1 decembrie și mulți spun că această zi a trecut cenușiu, cu accente patriotarde. De ce credeți că nu am avut niciodată control asupra destinului nostru politic până la urmă? Că poate de aceea nici nu avem acest sentiment național înrădăcinat, deși ne place să credem că nu l-am pierdut. E foarte bună întrebarea. Aici ați atins un punct pe care l-a remarcat și un istoric american, un om foarte serios și documentat, Keith Hitkins, care a spus că poporul român niciodată n-a avut un control asupra destinului politic. Și are dreptate. Ceea ce nu știe istoricul, că poporul român a avut un control absolut asupra credinței. Ceea ce sunt două sisteme de referință. Noi n-am vorbit, eu dacă iau paharul ăsta despre martiri, de pildă. Stați, exact. Eu dacă iau paharul ăsta și dau drumul jos, el cade, că este gravitație. Ăsta este istoria. Nu mai cade când e vorba de credință. Poporul român a avut un control perfect, dacă putem numi lucrul acesta. Adică nu s-a lepădat. Și atunci libertatea lui este o libertate din aproape, spune Nicolae Iorga. Libertatea măruntă. Cea din bătătura casei. Cea a satului. Cea legată de biserică. Zice Nicolae Iorga, țăranul român nu crede în libertatea constituțională, pentru că pentru el este o doică care vrea să-l adoarmă. Are o sfântă suspiciune. Vorbiți în carte despre libertatea de a privi Basarabia. Și pentru că tot vorbeam despre 1 decembrie, e mai curând unirea Transilvaniei cu țara decât o zi generică a Marii Uniri, pentru că nu marcăm ziua în care Basarabia s-a unit cu țara, de pildă. Parcă favorizăm puțin Transilvania. Da, favorizăm, dar mai este ceva. Gândiți-vă totuși, care este elita de intelectual care o avem? Cine sunt ăștia? Ăștia s-au născut în Dilemă. Dau și revista Dilemă. Cine sunt ăștia? Știți că eu ce opun la ăștia care au angoase, sunt crescuți prin laboratoarele occidentale, sunt castrați sufletește? Nicolae Dabija spunea că, domne, noi puneam icoanele, icoana se pune spre răsărit, dar noi, basarabenii, o puneam spre apus, ca acolo e țara mamă. Și aici s-a terminat discuția. S-a dat ordin, în primul rând, ca să fie cu Batista Pățambal ideea de națiune. Chiar și asta am citit un discurs al noului prim-ministru, săracul de el. Spunea că naționalismul, el confundă anumite lucruri, n-au cultură, doamnă. El, săracul, confundă naționalismul cu extremism, nici nu știe ce înseamnă naționalismul. Naționalismul românesc. Îi spunea democrația într-o parte și naționalismul, ca și cum naționalismul e un fel de sifilis. Nu, domnule, ei n-au termenii sufletești pe poporul român, orice popor de pe suprafața pământului s-a apărat cu conștiința etnică. Dacă i-aș face niște lecții să citească puțin de la Constantin Rădulescu Motru, domnului prim-ministru de astăzi, măi, omule, dumneata știi ce înseamnă conștiință etnică? Aia născută la sat, pe aia a dezvoltat naționalismul românesc. Să înțeleg că Eminescu e un pericol. Octavian Goga este un pericol. Pe toți au fost naționaliști. Toată garda aia de intelectuali, cum să zic, uriași, interbelică. De aceea au și fost scoși din manuale. Păi da, au fost și din manuale. Și atunci, vedeți, trebuie să corectăm, să numim Gheorghe Ceaușu, profesorul meu, spunea, Dane, vorbești foarte bine, dar dă nume. Și am dat pentru sufletul lui, a venit și a zis, domnul prim-ministru, dumneavoastră trebuie să, dacă puteți face niște cursuri de reîntoarcere la rădăcina românească, priviți-o în ochi pe mama dumneavoastră și o să vezi că este profund naționalist. Dostoevski era profund naționalist. Fichte era profund naționalist. Numai că ce se întâmplă? Ei au zis, domne, naționalismul ca ideologie, pentru că aici este o problemă, naționalismul ca ideologie a creat războaiele. Nu e adevărat. În primul rând, firea unor popoare a creat războaie. Și că și înainte de crearea națiunilor,
au fost războaie puternice prin agresivitatea unor neamuri. Știți că naționalismul de la Revoluția franceză până la al doilea război mondial a fost o floare, după care a fost eradicat. Știți? Adică a zis, bine, așa ceva face rău. Nu. Ideea, energie identitară a unui neam se coagulează politic în ideea de națiune. Important este ca la umbrela acestei coagulări tu să nu fii agresiv cu celălalt. Pentru poporul român, naționalismul a fost un act de autoapărare. Păi noi, bucățile astea de țară, tot timpul separate, ele au tins întotdeauna organic să se unească. Ce orizont de așteptare credeți că poate fi într-un stat care se dizolvă instituțional, care își pierde în fiecare zi credibilitatea? Păi da, în primul rând, statul, am înțeles că a fost declarat fiind eșuat. Păi statul a eșuat datorită unor persoane eșuate. Datorită unor avortoni politici, cum să zic, care au ieșit săracii fără o anumită identitate. Pe când pui la cârma statului niște oameni eșuați ei, ontologic eșuat. Doamna. Dar unde sunt elitele, România, maestră? Unde sunt? Au murit la Aiud, în pușcărie, au murit la Târgu Ogna, au murit la Sighet, au murit. Nu poți să vezi România dacă nu iubești. Trebuie să fii ori viclean, ori handicapat ca să spui că țara asta este eșuată. Trebuie să fii infirm, sufletește. Eu nu pot să spun, știți cum e, pe cruce era Hristos și erau și doi tâlhari. Toți erau în agonie. Era din dreapta, în plină agonie, a văzut alt om în agonie. În plină agonie a spus, Doamne, pomenește-mă. Poporul român astăzi este în agonie. În plină agonie, eu nu pot să spun ca tâlharul ăla din stânga, bă, mântuiește-te pe tine și pormă pe noi. Adică obraznic și care a murit biologic. Sub animalic. În plină agonie, eu voi muri, cum să zic, pe buze, având sfințenii acestui neam. Și lucrul ăsta s-ar fi întâmplat dacă eram și bulgar, și evreu, și polonez. Este normal. Este actul acesta de transcendență, transcendere dincolo. Este, cum să zic, atunci te situezi în libertatea ta de a fi. N-ai cum să conduci un stat pe care tu îl consideri eșuat, decât dacă tu personal ești eșuat. Dumneavoastră, ați fost vreodată disperat? V-ați luat această libertate de a fi disperat? A fi disperat nu este o libertate, e un confort. Iar omul care este biserica, știți că viața creștinului nu este o viață confortabilă, este un risc. A trăi creștinește este cel mai periculos lucru. Și atunci creștinul nu are disperări. El poate să aibă deznădejde, culmea. El cade, dar are privilegiul să se ridice. Pentru că în clipa morții trebuie să-L găsească Dumnezeu în verticală. Mă gândesc întotdeauna cine sunt eu să deznădejduiesc. Când cei din pușcărie cu 20-25 de ani de pușcărie, 17 ani de pușcărie, nu au deznădăjduit. Am mai spus și eu, într-o noapte de Paști, eram distrus sufletește, eram disperat, ca să spunem așa, în contextul în care a spus de disperare. Eram tânăr și după Revoluție m-am dus și eu o noapte de Paști, lume multă, și a ieșit un părinte din biserică la 90 ceva de ani, a zis se dă lumină și a spus... Nădejdea creștină alungă până și tristețea morții. Și în spatele bătrânic a zis, 23 de ani de pușcărie a făcut. Și a zis, dacă omul acesta nu a deznădăjduit, cine sunt eu? A plecat disperarea. Te uiți în spate și vezi acești oameni uriași. Eu, cum să spun, poți să-i vezi anumite, și Petrețuțea a fost deznădăjduit de poporul român pe care l-a găsit. Dar tot el se ridica și zicea, Excelsior. Adică trăim într-un alt... Vedeți, m-ați întrebat unde sunt intelectualii. Este o degenerare a speciei. Unde sunt artiștii? Rasa superioară de artiști a murit. Rasa superioară de gânditori români a murit. Sunt oportuniști, fripturiști, trădători, au o aroganță, mă uit la ea așa, intelectualidă. A urât România a devenit un sport, a devenit un lux intelectual, a devenit un privilegiu.
Nu vedeți că sună anacronic că ești creștin, că îți iubești țara? Ia gândiți-vă la toți tinerii ăștia care le-i rușine să fie români. Domnule Puric, la 105 ani avem un om reper, Mihail Șora. Și aș vrea să vă citesc ce a scris recent. Vorbind despre România, spune așa, este foarte important să mergem la proteste, să nu rămânem indiferenți. Nu putem să lăsăm România pe mâinile oricui și nu putem să o lăsăm să facă ce vor unii și alții cu ea. Avem datorii față de ea, avem datoria să ieșim în stradă, să strigăm, să ne opunem. Dar cel mai prețios cadou ar fi să-i găsim niște conducători pe măsura trecutului ei și a înălțimii aspirațiilor sale. Just. Problema este că unde la noi... găsim? Nu, noi găsim, nu ni se dă voie. La noi conducătorii sunt puși din afară. Asta se știe. Ăștia sunt un lanț de bicicletă care și ăla când mergi la deal sare. Nu avem, cum să zic, oameni de glie. Dar cine scrie istoria? Visătorii? Nu. Resemnații? Poporul român a fost, cum să spun, i s-au confiscat după al doilea război mondial dreptul de a avea un conducător de esență românească. Sigur, o să vedeți că paradoxul face că și președintele Ceaușescu, el avea un naționalism în el. Era țăran. N-a dat un hectar de pământ. A făcut crime, a făcut greșeli, a făcut comunismul. Nu vedeți că ideau și distrus comunismul pentru că majoritatea au trecut la naționalismul comunist. S-au întors înapoi la glie. M-ați înțeles? Dar, de exemplu, de 30 de ani încoace, noi nu am avut niște conducători care să nu discute situația poporului român. Vorba lui Ion Rațiu la procesul memorandiștilor. Existența unui popor nu se discută, se afirmă. Am avut noi vreunul de 30 de ani care să afirme această dimensiune fantastică a poporului român. Din contră, am avut din ăștia adaptativi. Dar s-a manipulat prin istorie și dacă... Marile puteri, da, care întotdeauna... a fost scopul până la urmă? Scopul este următorul. România este o țară teribil de bogată. România este o pradă. Ea trebuie decapitată și trebuie reeducată, îmblânzită, cu mințite aspirațiile, anesteziată până la mortificare, ca să poată să fie exploatată. Asta a fost foarte clar. Și conducătorii au fost aleși pe tastatura aia. Marile puteri întotdeauna au jucat la barbut. N-au Dumnezeu. Iubesc acest popor blând, cum se cade și sfânt, pe spatele căruia împărații fac imperii fără de care el să știe. Mihai Eminescu. Iubesc acest popor blând, sfânt, înțeleg, pe spatele căruia mari împărații a lumii fac imperii fără ca el să știe. Ce simțea bietul Eminescu? Simțea niște haimanare al istoriei, ca și acum, fiare, bestiole istorice, care se jucau cu destinul. El de-aia vrea Dacia mare, nu din orgoliu, ci din ceea ce am fost. Noi trebuie să ne întoarcem la dimensiunea identitară, legitimă, sfântă. V-ați gândit vreodată cum ar fi arătat România după un alt scenariu? Păi, asta eu n-am scenariu, eu am icoana României în piept, aia mare. Scenariu fac ăștia. Țăranul român, așa a zis Iorga, că s-a dus în primul război mondial având în piept icoana Daciei. Era risipit. Poporul român era risipit, era așa, principatele noi. Mihai Viteazu a făcut așa un fulger, omul fulger. Dintr-o dată, într-o fulgerare a istoriei neamunită. A fost un moment astral. Dintr-o dată să te vezi dimpreună. Și pe urmă, iar să te căsăpească bestiile istoriei. Și pe urmă, să se facă o conjunctură. Știți că oportunitatea Marii Uniri a fost una istorică. A fost un context internațional favorabil. Da, forța Unirii a fost transistorică. A fost imperativul divin din țăran. El a intrat sub glie, nu pe comandamente din asta terestre. Imperativul divin, știa România Mare, era a lui. Indiferent ce ar face, și ați sezat foarte bine, Basarabia este un fel de cenușăreasă scoasă din manuale și din conștiință, totuși suntem după 30 de ani de... De ce credeți că s-a întâmplat asta? Păi nu se dorește.
Pentru că se știa foarte bine, Petrecarp, Maiorescu, în acea perioadă, erau clar antiruși, filogermani. Da, și da. Atunci, cumva, au favorizat, au forțat contextul și ne-au indus ideea că românii din Principate iubesc mai mult Transilvania decât Basarabia, care poate să mai aștepte. Acolo a fost o problemă foarte complexă, ce a spus și Titu Maiorescu și Petrecarp și Slavici și chiar și Marghiloman. Stau să mă gândesc ce aș fi făcut eu în perioada aia, pentru că toți erau oameni de conștiință, toți iubeau România. Pe partea altă, Ionelice Brătianu, care spunea, domne, nu putem lăsa Ardealul, Ardealul nostru, românii de dincolo. Ce să te faci când Octavian Goga a spus, când am semnat neutralitate, a zis, rugați-vă să crească Carpații înalți, să nu vă ajungă blestemele noastre. Nu erau basarabenii mai prigoniți, mai discriminați decât ardelenii? Cum s-a făcut alegerea? Acolo, cred, nu știu, nu sunt istoric aici, ar trebui să vorbiți și cu un istoric, un om care este frământat de istorie, nu care are... au fost presiuni, cum să spun, diferite. Ardealul a fost sub o talpă criminală și au trebuit să trăiască, cum a zis Liviu Rebreanu, în subsol. Fantastică imagine! Dincolo, ce ciudat, ai noștri ortodoxi i-au căsăpit. Și țăranul român zice, băi, e tot ortodoxie, dar nu e. A fost un amestec, cum să zic, foarte ciudat. Dincolo erau alții. Ați înțeles? Erau alții. Au venit peste ei, cu talpa, pe când în partea asta și, cum zic, hăcuită, dată, vândută, a fost la noi, a fost dată, Ardealul fiind luat de mult, luat de mult, era aproape cronicizată treaba. Și atunci toate conștiințele astea românești s-au zis, domnule, este cronicizată, trebuie să ne ducem în baza aia și până mai vedem. Și aici a fost totuși o luptă teribilă, pentru că Titu Maiorescu, Marghiloman și Pepe Carp credeau în civilizația poporului german, în investițiile care le făcuse de germanii sub domnia lui Carol I. Până la urmă a fost responsabilitatea guvernului Brătianu. Dar a fost o alegere bună? Una grea? A fost una contrachior pentru majestatea sa, Carol I, care se pare că și din cauza asta a murit. Pentru că el era în relații cu Wilhelm extraordinare. Eu am citit scrisorile împăratului Wilhelm, Kaiserului, către Carol I, după ce a murit fetița. Erau niște scrisori atât de omenești, atât de... El avea niște obligații aproape de sânge. Vă dați seama ce s-a întâmplat în omul ăsta, în Carol. Pe urmă, ei credeau foarte mult în civilizația germană și pe care zicea, dom'le, sunt civilizați, mai bine stăm sub o structură civilizată și era frica lor față de ruși extraordinară. Pe când Ionel Cebrătianu a spus, domnule, riscăm orice, noi trebuie să ne întregim. Cred că aș fi fost de partea lui Ionelice Brătianu. Cred. Cu toate că nu îi acuz foarte mult pe cei, pentru că întotdeauna România a căutat un protectorat de o anumită factură. Cu rușii am avut, cum să spun, divergențe de înșelătorie, de necinste sufletească, de, apropo de ce zic, haimanana se desprime că sunt omul rușilor, respectând poporul rus. Eu respect poporul, cultura rusă și respect orice popor de pe suprafața pământului. Aici vorbim de relațiile politice. Vedeți și acum, noi am făcut o gafă îngrozitoare stricând relațiile cu ruși. De ce un Naionescu, un Titulescu, nu acceptau o agresivitate de genul ăsta, având la graniță un imperiu? Imbecilul ăla care scrie despre mine că sunt manipulator, pe ăla nu-l interesează destinul pe viitor al poporului român, care este un popor dezarmat. În clipa dacă cele două tiruri cu militari americani pleacă de la de veselul, de la Casa de Cultură de acolo, noi cui rămânem? De ce ungurii știu să facă un joc diplomatic extraordinar? Și acum am schimbat discuția și intrăm în raportul relațiilor externe, unde noi trebuie să avem relații de bună vecinătate cu ei. Trebuie să le spunem că Basarabia este românească, trebuie să știe, trebuie să știe de tezaur, dar trebuie să știe că nu suntem inamici. Eu le-am zis la basarabeni, iertați-i pe ruși. Cum, domnul Dan, băi, iertați-vă, aveți 800 de ani de creștini peste ei. Nu înțelegeți că neamul ăsta este profund creștin?
priviți, faceți legătura, osmoza cu creștinii din ei. Dar pe noi ne-au iertat basarabenii? Basarabenii întotdeauna ne-au, cum să spun, în inima lor sângerândă. Gândiți-vă la un Grigore Vieru care privea tot timpul, știți ce a spus? Că atunci când era Paștele și bisericile erau închise, n-aveau voie. Țărâncile, basarabencele se rugau în casă și făceau tot postul ascultând clopotele de peste prut. Ce poți să zici? Ce poți să spui? La dangă tu de clopot, ea se ruga acolo. Aia e țara. Știți că a fost un Maestre, văd lacrimi în ochii noastre și nu pot să mă abțin să nu vă întreb cât de frustrant este pentru un om liber, așa cum sunteți, cum vă simțiți, să fie spectator la tot ce se întâmplă astăzi. Este, mă doare, dar merg înainte. Există scrisori către Lucilius, al lui Seneca, și a zis lui Lucilius, îmi spui că cei 30 de tirani îl striveau pe Socrate? Da, l-au strivit, dar nu i-au strivit spiritul. Merge înainte. Mergem înainte cu dragoste față de poporul român, cu această, dacă vreți, nețărmuită, infinită dragoste față de poporul român, pentru că numai asta ne salvează. Știți că dragostea a iubit pe cineva înseamnă a-l cunoaște. Rabindranath Tagore. Civilizațiile care cad. Când cade, când inima se împietrește și scade valoarea omului, civilizația a căzut. Iubiți oamenii, e clar, dar v-au oamenii, dezamăgit vreodată? Nu lumea. Nu lumea. Lumea este lume. Zicea Esop, ce faci? Privezi câtă lume și niciun om. E rar să găsești un om, dar nu înseamnă că nu găsești. Ci să știți că sunt totuși câtă foarte populație mulți... fără popor. Da, da, că poporul, asta este conceptul lui Constantin Noica, extraordinar. Să conștientizezi. Și am spus că un popor nu este suma indiviziilor care populează, ci suma conștiințelor care vibrează la așa ceva. Cei care ne ascultă astăzi, gândiți-vă că sunt bombardați de frica asta, mă rog, și biologică, și propaganda fricii care s-a făcut de către oamenii plătiți ca să terorizeze poporul român. Pe urmă, valul acesta satanic care vine de la Uniunea Europeană peste noi, nu mai este un val ideologic, este satanic. În clipa în care tu vrei să desfințezi sărbătoarea creștină a unui popor, să-ți fie frică, să zici Crăciun fericit. Păi am văzut într-un aeroport, eram în America, ce dreptate avea țuțea vis-a-vis de bieții oameni din America, să vă fie milă de ei. Își căuta pașaportul o doamnă și nu l-a găsit și a zis, oh my God. Și a venit unul și a zis, asta să spuneți dumneavoastră acasă în familie, nu în public. Păi dacă era... Dar de ce se întorc românii din diaspora de sărbători? Nu găsesc tradiții peste hotare? Da, le dor de tradiții? Ei se întorc la sine, la rădăcină. Au nevoie de izvor. A mea zis cineva că nu mai este satul românesc. Există în fiecare român care plecat în diaspora. Are un sat aici. Știți ce zice apropo de libertate? Părintele Stăniloae, satul este o comuniune de oameni liberi. Gheorghe e la plug, Vasilei cu vaca, Ion este în grajd. Da, dar când arde casa lui Ion, se adună toți. Când e mort la Gheorghe, se adună toți. Când e nuntă. Deci fiecare cu individualitatea lui. Dar era comuniune, o comuniune de oameni liberi. Nu vedeți că poporul român se adună la nenorociri? Numai acum, la bestiolele astea de la guvern și de la președinție, au reușit să nu mai fim în același duc, spunând vaccinați, nevaccinați, creând cea mai mare crimă împotriva Duhului Sfânt. Asta se pedepsește, Doamne. Când faci cu un popor, bieți oameni, unii s-au vaccinat de frică, de necesitate, că așa au crezut, alții nu s-au vaccinat. Cum poți să faci așa ceva? Și cum poți să crezi că scapi nepedepsit? Când zice, ferește-ne, Doamne, de războaie, ferește-ne de ciumă, dar ferește-ne de războiul dintre noi. Asta e scris în cărțile sfinte. Au făcut din naționalism un spray.
da. Spuneați dumneavoastră. Cum adică, maestre? E paralizant. Dacă îți iubești țara, pac, ești naționalist, ești omul rușilor și te paralizezi. N-ai voie. Dacă crezi în Dumnezeu, spray paralizant. N-ai voie, ești anacronic, ești... Mi-a zis un prieten, un rapper, vreau să schimb o melodie, să zic învierea Domnului, dar am vedeți că la aștia tine nu prea merge. Lasă-i, bă, morți. Care e problema? Ce mai pot visa tinerii de astăzi? Pentru că am văzut de câte ori vorbiți despre ei, aveți un ton amar. Da, pe ei. Mai au viitor aici? Vă doare că pleacă? Sau măcar că se gândesc nu numai că există o perspectivă în altă parte decât acasă? Știți ce este mai dureros? Nu numai că pleacă fizic, dar emigrează sufletește. El poate să stea aici pe telefon și el emigrează sufletește. E plecat în altă parte. El nu mai are spiritul de apartenență. Am zis, regretul meu, tragedia, că cunosc tineri de o factură excepțională, dar sunt într-un lot mic. Pe semne că aici se va reflecta ce a zis Iisus, nu te teme, turmă mică. Ei vor face pentru că restul vor fi carne de mici pentru experimentele sociale. Ei visează ce li se dă pe telefon. Dar ce le lăsăm noi lor? Sau ce le lăsați dumneavoastră lor? Ce vreți să le lăsați? Viitorul umbra. Așa zice Eminescu. Mama mea a murit, dar umbra i-a rămas drept. Viitorul umbra. E foarte important de la o anumită vârstă nu numai să știi cum să trăiești, ci să știi și cum să mori, celălalt în spatele tău. Să le las credința, dragostea nestrămutată față de Dumnezeu, față de țară, față de trecut, față de martiri, față de eroi și față de toate verticalele acestui neam. Asta trebuie să le las. Mi-ar plăcea foarte mult să citesc o scrisoare pe care dumneavoastră ați trimite-o guvernanților. Ce le-ați scrie? Niciodată n-am să le scriu nimic. În cartea Să fii român, am scris o scrisoare către tineri. Nu pot să scriu decât către cei pe care îi iubesc. Aștept să le scrie Dumnezeu guvernanților. Nu pot să iau lucrarea lui. Ați dedicat Omul liber profesorului Gheorghe Ceaușu, da. Profesor de filozofie și antropologie culturală, despre care spuneți că v-a cucerit cu noblețea lui culturală, neafectată de zgomotul lumii. Cum arată sunetul acestui zgomot al lumii? Este un zgomot infernal, este un zgomot tocmai de aia ca să nu mai auzi muzica. E această falsă democrație unde fiecare are dreptul să urle, nu să vorbească. E o haită deliberat pusă ca să nu se mai audă vocea cea autentică. Profesorul Ceaușu avea spiritul de discernământ al țăranului român și care nu putea să-l clintească. V-am zis o remarcă. Prin 86-87... Nu, chiar eram la institut 84-83, mi-a zis, măi, tu urmărești serialul Dallas? Și da, domn profesor, cum să... Mm-hmm. Și mă așteptam că să vorbim de intrigi, de conflicte. Și ai văzut așa cam toate? Păi mă uit, zic, uite și mama, se uite, am spus, da. Auzi, tu ai văzut vreo carte în spatele lor? Nu m-a cutremurat. Pahare de whisky, tutun și atunci am știut ce va veni peste noi. Tu ai văzut o carte în spatele lor, acolo, la decor. Nici o carte. Și acum tineretul nostru nu mai citește. Exact asta voiam să vă întreb. Păi asta a venit, au apărut e-book-urile, digitalizarea. Dacă nu auzi acel foșnet al hârtiei, dar nici pe alea nu se mai uită. Am să vă spun, ei, marea majoritate, au un cortex reeducat. Mi-a zis un tânăr, foarte isteț de altfel, a zis, domnul Dan, mai mult decât scrie pe ecranul telefonului, nu. Adică, practic, îmi spuneți că au un alt sistem nervos? Da. Păi știți că la copii, cum să spun ăștia, hiperconectați așa, atenția durează 5-6 secunde. E o tragedie pentru profesori. Și culmea, sunt tineri care spun că nu mai suportă liniștea, vor zgomot. Păi am fost eu într-o pizzerie și au o muzică din asta cu tucu-tucu-tucu-tucu-tucu, care îți fac neuronii, îți face praf. Și l-am întrebat pe băiatul la tânăr, zic, doamne, nu te deranjează muzica? Doamne, foarte cinci, nu. Dar ce te deranjează? Dacă se oprește, nebunesc. Păi știți care este nivelul? Eram cu maestru Zamfir
într-o grădină de vară la Constanța. Era un zgomot infernal de muzică din asta imbecilă și am chemat-o, domnul, nu vă supărați, să dau muzică, suntem și cu maestru Zamfir aici, zic, totuși îi sparg gen timpane, dacă nu mie lui. Și s-a dus la băiatul ăla care punea muzică, zic, maestru Zamfir, cine e ăsta? Și a căutat săracul pe YouTube, vă dați seama. Asta... Se vor mai întoarce acești tineri la lectură, la scrisul de mână? Mai au ei vreo șansă? După epoca care ne așteaptă cu transumanismul, le urăm succesuri. Nu cred că... Acum, știți ce se întâmplă? O epocă, sigur, că trebuie să progreseze în fața tehnologiei, nu trebuie să te opui, pentru că e o realitate, e o realitate necesară și importantă, nu? Dar ați văzut fătuca aia care a deschis o carte așa, o tasta, săracă. Ăla se numește mutație antropologică. E drumul spre imbecilitate. Când faci pe o carte, cum ce a spus, nu mai răsfoiești actul de meditație, raportul între tine și fila respectivă. Doi, ce este pe internet și pe Google și pe asta, multe ori sunt falsuri. Dacă n-ai o carte, o bibliotecă și o ediție serioasă, dai fals. Mă uitat la biografii, la oameni, la... De multe ori bagă minciuna adevăr. Sunt și date bune, sunt și date proaste. Este pentru a crea, cum este acum, confuzia. Masca este bună, masca nu este bună. Vaccinul este bun, vaccinul nu este bun. Se face patul germinativ al marii confuzii. Dar spectacolul online este bun? Nu. N-ai cum, pentru că n-ai, cum să zic, contactul cu, zicea Sergiu Celibidache, mare dirijor, că și concertele imprimate sunt un fel de conserve. Sigur că le imprimi, le faci, sunt un rău necesar la un moment dat, dar ele nu sunt, nu ai aceeași transmitere, același flux, aceeași taină cu spectatorul sau cu artistul de pe scenă. Totuși, arhivele au rupt aceste limite geografice. Putem da, bineînțeles, vedea în acest asta moment nu înseamnă, asta nu înseamnă că nu trebuie să imprimi. Dar noi vorbim acum de online, de faptul că este o dictatură online în care să te căsăpească, să te țină pe aia. Sigur că arhivele sunt foarte bune, sunt necesare, e un act de cultură, o arhivă, imprimarea. Dar noi acum alegem, atâta timp cât este... Știți că Marshall McLuhan, marele profesor canadian, a observat de ce au ieșit foarte mulți criminali în America din timpul, din partea adolescenților și sunt în continuare. Au făcut prin anii 80 sau 75, înainte să moară, experiență cu învățământul video. Nu mai era profesor, era pe ecran. Și cu fantoma aia de pe ecran nu se legau. Au început alienările. A fost ceva, un fiasco total în învățământ. Bă, asta s-a și băgat carantinarea, s-a băgat în mod special ca să se creeze. Știți, comuniștii au lucrat pe izolare, încarcerare, frică și presiune continuă. Și omul să stea, e un coșmar dacă stați de vorbă cu un profesor adevărat de la noi, el știe, vă va spune. Sau cu un elev care zice, dom'le, m-am săturat de chestia asta online, este de ce zice creștinul? Față către față. Adică emisiunea noastră de astăzi are un ascendent net superior față de o transmisie online. Este acel ceva între noi care se întâmplă și pe care ecranul nu-l poate permite. De asta apare figura tânărului ecranat. El stă tot timpul așa. Și când se uită la tine, are ecranul. N-ați văzut că li s-a redus limbajul? Ai fost la școală? Mm-hmm. Ce ai făcut? Ce curs ai avut? El atâta, merge la omul... Și mesajele sunt criptate. Da, da, este micuț, scurt. Mi-a zis cineva, un chelner, că era o familie de chinezi la masă și el stătea cu soția aici, chinezul, și i-a spus dacă vrea cu muștar. Și nu i-a zis soției, vrei cu muștar, i-a trimis un SMS. Ea era aici. Este alienarea aceasta teribilă, este era cea mai plină de comunicare și cea mai lipsită de comuniune. Una este, sigur că dai un SMS, e o altă formă de tehnologie, de foarte bună, nu mai știu ce, dar nu poți să elimini taina omului. Nu poți să elimini contactul acela real, adevărat. Spuneți-mi, creștinul absolut din dumneavoastră ar putea vreodată să insiste la Dumnezeu? Spuneați la un moment dat că nu poți să insiști pe lângă divinitate. Știți cu cum nicio este? Rugă multiplicată știți, și reluată. Uitați, mi-a venit acum în gând ce mai zice Gheorghe Ceaușu. Și că, bă, Dane, eu câteodată mă rog și când mă spăl pe mâini. Și când mă gândesc la Dumnezeu și când merg. Știți,
ce zicea părintele Steinhardt, Dumnezeu nu răspunde la apeluri telefonice. Doamne, salvează-mă că am cancer. Nu răspunde. Până atunci ce ai făcut? Contactul acesta se face zilnic. Și când mergi în parc, și când te duci la teatru, și când ai un spectacol și te gândești că oamenii aceia au suflet și ești responsabil. Păi, de ce credeți, știți cu ce a omorât comunismul libertatea? Cu chimera, cu chimera egalității. Zic că femeia egală cu bărbatul și zice, aici sunt indian, nu bă, important e riscul întâlnirii. Păi, a fost omul liber vreodată o majoritate? Probabil că niciodată. Nu. Știți de ce? Pentru că omul nu suportă libertatea, pentru că libertatea comportă responsabilitate. Adică funcționăm doar în grădiți? Da, pentru că acolo nu mai este răspunderea ta. E șeful care răspunde, e neanelul. Eu nu vedeți că acum mai nou libertatea a fost înlocuită cu libertinajul. Fă bă tot ce vrei, că n-ai nicio responsabilitate. Și atunci de asta ies ăștia, cum să spun, n-a spus tinerii aceia, care presupun că au fost bine intenționați când demonstrau și ziceau vrem o țară ca afară, că se săturaseră de haimanălâcul ăsta autohton, de furtișagul. Dar ei nu știau că ce țară e înăuntru. Au niște oameni de posedați, de, cum zic, de istorie. De, ei au vrut, uite ce e afară. Știu că vă revoltă un anumit tip de informație, de știre. Și mi-a plăcut enorm, la un moment dat, această propoziție. Sufletul unui om e o taină, nu un eveniment, spuneți dumneavoastră. Da, de regulă, sufletul unui om ajunge un eveniment sau chiar o știre. Și când faci dintr-un om o știre, ai distrus totul. Vedeți unde începe înrobirea? Marx spunea că inegalitatea creează contradicții. Și Sfântul Ioan Botezătorul a spus egalitatea creează contradicții. Când gâtul a vrut să fie cap, când femeia a vrut să ia locul bărbatului, sau bărbatul ia locul femeii, când sunt rosturi sfinte pe pământul ăsta. Femeia are un rost sfânt în complementaritate cu bărbatul. Ierarhia este una de tip complementar. Eu mă uitam la mine în familie cum era o complementaritate fiziologică între ai mei. Bunica aceasta era, nu se intersectau în datorii și în responsabilități. Știa că este rostul ei de femeie și este rostul ei de bărbat. Și când o mutilezi pe femeie și o scoți din asta, peste, expresia Sfântului Ioan Botezător este una fantastică pentru că reangajează rolul fantastic al femeiei, femeii mamă. Eu zicea că, domnule, navigatorul, cârma este acolo, la ea. Nu știți expresia genială a unui britanic de ce femeile n-au succesul bărbaților? Pentru că n-au neveste deștepte în spate. Mi-e foarte greu să vă întrerup, mi se pare de-a dreptul o impietate, da. Dar mai avem doar 2 minute la dispoziție și aș vrea să vă întreb următorul lucru. Cel mai bun mod, spuneți tot dumneavoastră, de a asculta un om care a suferit este să taci. Fantastic. Mai avem această formă de respect față de suferință. Expresia aceasta nu este a mea, este a lui Mircea Vulcănescu. Și nu mai avem condescendența și politețea să tăcem în fața suferinței. Omul nu mai recunoaște sfințenia suferinței. Ați preluat-o atât de frumos și da, o comentați într-o altă paradigmă. Dacă nu mai ești capabil să recunoști sfințenia suferinței, unui om nu mai ești om. Iar cei care au venit peste noi trebuia să recunoască sfințenia suferinței poporului român. Așa cum eu recunosc sfințenia suferinței poporului rus, poporului evreu, poporului maghiar, poporului oricare popor, să recunoaștem sfințenia suferinței unui om, a unui popor. În clipa în care nu mai recunoaștem, atunci nu mai suntem oameni. Domnule Dan Puric, vă mulțumesc pentru această extraordinară discuție, mulțumesc mult pentru prezență. Dragii mei, încercați să fiți oameni liberi, indiferent de mijloacele de expresie pe care le aveți. Probabil că totul ține de atitudine. Zi frumoasă, la revedere!